Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad, este ora 9, sunteți la Prima News. Imediat ce au primit rezultatele la examenul de bacalaureat, sute de elevi din toată țara au contestat notele. Printre ei s-au numărat și elevii olimpici nemulțumiți, în special de notele de la limba română. Discutăm subiectul imediat după știri. Fostul șef al SRI, Eduard Helvig, a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor, după demisia din funcție. În acest context, șeful statului a declarat că Helvig lasă în urmă o instituție reformată, pregătită structural pentru viitor, adaptabilă și suplă. Helvig și-a anunțat ieri demisia de la conducerea SRI și a spus că și-a atins obiectivele. Politologii sunt de părere însă că Helvig s-ar pregăti să urmeze o carieră politică. Iar astăzi, Klaus Iohannis va promulga legile educației. Ceremonia de semnare a decretelor va avea loc la ora 17 la Palatul Cotroceni. Pe 22 mai, Senatul a adoptat în calitate de for decizional proiectele legilor învățământului preuniversitar și superior, însă parlamentarii USR și Forța Dreptei au sesizat Curtea Constituțională, pe motiv că au găsit mai multe prevederi neconstituționale în cele două legi. Pe 21 iunie, Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiate sesizările opoziției cu unanimitate de voturi, iar legile au ajuns pentru promulgare la președintele Iohannis. Mircea Brudean a fost numit secretar general al guvernului. Premierul Marcel Ciolacu a decis ieri numirea lui Brudean la propunerea PNL. Decizia a fost luată după mai multe runde de discuții cu președintele PNL Nicolae Ciucă și a fost publicată în Monitorul Oficial. Am văzut litoralul pregătit să primească turiști, cu lucruri bune, foarte bune și cu lucruri mai puțin bune, a declarat Radu Oprea, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News. Oprea a precizat că există un buget pentru promovarea turistică la minister de aproximativ 3 milioane de lei. Tot la Prima News, președintele ANPC, Horia Alexandrescu, a declarat că a discutat cu Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, despre comerțul ambulant pe plajele de pe litoral. Și momente emoționante în portul militar Constanța, nava școală Mircea, spectaculosul bric istoric cu peste 150 de marinari la bord, a plecat într-un nou voiaj pe mare. De data aceasta va străbate timp de 28 de zile, 4 mări și se va opri în 3 țări diferite. Știri externe acum, cel puțin 8 persoane au murit și peste 50 au fost rănite ieri după ce forțele izraeliene au lansat în orașul Jenin din Cisjordania cea mai mare operațiune militară din ultimii 20 de ani. Israelul a declarat că a vizat un centru de comandă operațional comun pentru tabăra de refugiați din Jenin și agenții bricăzii Jenin, un grup militant palestinian asociat cu jihadul islamic. 20 de milioane de euro. Acesta este bilanțul pagubelor provocate de violențele din ultimele zile asupra companiei de transport din Paris. 39 de autobuze în valoare de 350.000 de euro fiecare au fost arse în Île-de-France de la începutul revoltelor. Iar Leandro De Niro Rodriguez, unul dintre nepoții actorului Robert De Niro, a murit la vârsta de 19 ani, a anunțat mama lui, Drena De Niro. Fiica cea mare a starului american nu a precizat cauza decesului fiului său. Și sport, Luce. Luce se întoarce la locul faptei, ar putea fi din nou pe bancă în Giuleș la 20 de ani după ce a luat titlul cu Rapid. Și după 5 titluri la rând, hegemonia CFR-ului a luat sfârșit. Cu un nou antrenor și un lot mult schimbat, clujenii sunt gata să o ia de la capăt, chiar dacă clubul se confruntă cu multe probleme. Meteo, acum vremea este din ce în ce mai călduroasă. În lunca Dunării și în Bărăgan va fi caniculă, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și vestul Dobrogei, Icele, temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade.
Am revenit în studio și discutăm despre BAC. Este examenul maturității pentru cei care îl dau, dar în această perioadă pare a fi un fel de examen al maturității și pentru sistemul educațional de la noi. Invitații acestei ore sunt Radu Seche, expert educațional, Gabi Bartic, CEO Brio, Lia Hâncianu, președinte fondator la Student Consulting România și George Roman, director de programe Salvați Copii. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Radu, urmărim ce se întâmplă la acest bacalaureat. Până acum avem cifre, niște cifre referitoare la promovabilitate. Este pe locul 2 anul acesta, în ultimii 10 ani, după anul trecut, iar ambele recorduri vin după pandemie. Au fost niște discuții așa, cum că după greutățile din pandemie, BAC-ul a fost și examenele în general au fost cumva gândite să fie mai ușor de trecut pentru copii, pentru că na, toți au avut acest hop al pandemiei, atât copiii cât și profesorilor. Și aici este puțin de discutat. Și mai avem și legile educației care vor trece astăzi de președintele Klaus Iohannis. Da. În acest context, majoritatea copiilor buni, cu rezultate foarte bune, ori se gândesc să plece, ori deja știu sigur că vor pleca, fiind deja admiși la unele universități din afara țării. Cum ar trebui să ne uităm la cele câteva zile care mai sunt până la afișarea definitivă a rezultatelor, după contestații, cam cum crezi că o să fie recorectarea? Acum cred că ne putem aștepta ca după recorectare procentul de promovabilitate să crească și anul acesta, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Deci e posibil să depășească procentul de anul trecut și să fie cel mai bun an din ultima decadă, pentru că în general la contestații se măresc notele per ansamblu, chiar dacă unii au nefericirea de a termina cu note mai, de a avea note mai mici în urma contestației, însă o să vedem lucrul acesta săptămâna viitoare. După mine ar fi foarte important ca diferențele să fie mici, foarte mici, minore, în sensul în care nu vom avea diferențe de 2-3 puncte, care de fapt după mine nu reflectă o corectare neapărat greșită, ci din punct de vedere tehnic, o greșeală, pentru că am văzut atâta vreme cât eram în Ministerul Educației că majoritatea diferențelor acestea mari vineau fie din transcrieri greșite din bordereouri, fie din faptul că nu s-a văzut o pagină în momentul corectării și așa mai departe. Deci nu sunt probleme așa cum se discută de interpretarea rezultatelor, ci mai degrabă greșeli tehnice care evident n-au ce căuta într-un asemenea examen de care depinde uneori viața copiilor. Acum referitor la sau viitorul tinerilor, nu viața lor în sine. Da. Acum referitor la dificultatea subiectelor. Să nu uităm că întotdeauna în momentul în care se discută subiectele imediat după examen, toată lumea spune că au fost grele, n-au fost adaptate vârstele, n-au fost adaptate generațiilor și așa mai departe. Iar când se dau rezultatele, că au fost prea ușoare pentru că sunt prea multe rezultate bune. Cred că modul în care au fost calibrate rezultatele este fair, este decent, adică rezultatele, subiectele, este decent. A fost o perioadă dificilă pentru acești elevi, n-au avut posibilitatea să studieze și să aprofundeze în mod tradițional la clasă aceste subiecte care se evaluează în mod tradițional, însă asta nu înseamnă că faptul că au învățat online i-a dezavantajat neapărat pe toți. În marile licee din țară vedem că rezultatele s-au îmbunătățit. Vă dau un singur exemplu. Colegiul Gheorghe Lazăr din București este pentru prima dată pe primul loc în țară la rezultatele la bacalaureat. Se poate datora și faptului că modul de studiu online și la distanță și învățarea individualizată și individuală se potrivește mai mult profilului elevilor din acest liceu. Se poate datora și faptului că liceul Colegiul Gheorghe Lazăr pilotează un mod nou de lucru de 2 ani de zile prin care în clasa 12-a se concentrează foarte mult pe disciplinele care interesează pe elevi, au regândit curriculumul.
Deci sunt lucruri care s-au întâmplat în sistem, care sprijină aceste rezultate. Și eu sper să devină din ce în ce mai bune. Adică ne dorim o promovabilitate cât mai mare, onestă, cinstită, nu prin fraudă. Și cred că putem merge în direcția asta dacă adaptăm măsurile de lucru și la un moment dat, sper eu, nu foarte, într-un moment nu foarte îndepărtat, să adaptăm și modalitățile de evaluare ca să fie mai coerente cu ceea ce sunt obișnuiți tinerii din ziua de azi să facă și cum sunt obișnuiți să lucreze. Am mai văzut zilele trecute, Libertatea a publicat un material unde se spunea despre evaluarea națională de data asta, nu despre BAC, că elevii de la țară au șanse de două ori mai mici decât cei de la oraș să ia nota 5, să ia peste 5 la evaluarea națională. Pandemia a venit, cum spuneai, cu niște metode noi pe care unii le-au putut folosi în avantajul procesului de învățare, iar alții pur și simplu s-au înnecat în ele. În această digitalizare, mulți, cel puțin profesori, la început s-au împiedicat foarte tare. Unii s-au adaptat, unii nu, dar aceste decalaje post-pandemie au rămas vizibile. Cred că e valabil parțial și la elevii mai mari, vorbim acum de BAC, dar cumva aceste lucruri, pe de o parte, ne învață noi metode, dar ne și arată punctele noastre slabe. Am mai vorbit cu Gabi, de fapt cu voi toți, că vorbim periodic, despre cum ar fi să avem un BAC în care nu este nevoie de a verifica elevii, adică poți să-i lași cu o carte, cu orice vor ei pe bancă și să gândească altfel subiectele și rezolvarea lor. Văzând ce s-a întâmplat în anii din urmă la noi, indiferent că vorbim de BAC sau de evaluare națională, în final vorbim de cum, ce, cât de bine achiziționează copiii. Sau ce șansă am avea să schimbăm acum? Iată, astăzi legile educației vor trece în varianta mult discutată și ea, dar în următorii ani ce mai putem face pe aceste legi pe care le vedem astăzi că vor trece de președintele Iohannis? În primul rând, referitor la diferențele între urban și rural, la bacalaureat nu sunt atât de evidente, pentru că în mediul rural avem mult mai puține licee. Și atunci... Și mulți elevi nu se prezintă, nu, din păcate, da, nu se mai vede la BAC această cernere. Exact. Pe când dacă ne-am uitat la proveniența elevilor din liceele din mediul urban, am putea să vedem dacă, într-adevăr, cei care vin din mediul rural și au avut rezultate slabe la învățare în prima parte a ciclului de școlarizare, continuă să aibă rezultate slabe și la bacalaureat, ceea ce este mai mult ca sigur, pentru că nu se poate recupera. Programa școlară la liceu nu permite recuperarea competențelor care nu au fost dezvoltate în gimnaziu sau în ciclul primar. Referitor la modul în care s-ar putea schimba bacalaureatul. Nu cred că legea în formatul în care a fost trecută de Parlament permite o reformă fundamentală a bacalaureatului. Se vorbește în continuare de bacalaureat pe discipline școlare. Este clar specificat că se dă la limba și literatura română și așa mai departe. Un lucru pe care eu l-am contestat în repetate rânduri. După mine, limba și comunicarea este un subiect care ar trebui testat și literatura ar trebui să fie parte a artelor, pentru că este o modalitate de a dezvolta, de a înțelege creativitatea, de a dezvolta creativitatea, de a te compara cu alții în alte domenii de creativitate. Deci este o artă pentru mine literatura, n-are ce să caute la pachet cu gramatica limbii române. Dar, din păcate, gândim în sistemul acesta socialist în care literatura se putea înțelege doar prin interpretarea critică și prin analiza sintactică. Și până când nu le separăm, va fi greu să vedem. Și doar literatura care trebuia, da. Și doar ideile care Dar erau nu cred că modul în care este scris acum legea permite o schimbare radicală a modului în care noi folosim bacalaureatul pentru a evalua nu doar competențele dezvoltate, ci și a prezice cariera sau filiera pe care ar putea să meargă un elev, un tânăr în viitor. S-ar putea ca prin schimbări mici în metodologie și treptat pe măsură ce vedem cum evoluează bacalaureatul să se întâmple o schimbare așa în 10 ani de zile, să vedem că bacalaureatul de atunci va fi foarte diferit de cel de astăzi. Dar asta ar însemna să avem
miniștri care au tăria de a impune niște măsuri care nu sunt neapărat interzise de lege, dar nu sunt prevăzute în lege. Pilotarea unui bacalaureat diferit, de exemplu, să dăm voie elevilor să aleagă, dai bacalaureatul clasic sau un alt tip de bacalaureat, pentru că temerea multora a fost mereu, nu putem să-i obligăm pe copii să dea un bacalaureat atâta vreme cât noi nu garantăm că predarea în sistemul de învățământ se bazează într-adevăr pe competențe și pe dezvoltarea gândirii critice și pe interdisciplinaritate. Dar eu aș încerca lucrul acesta. Cine vrea să dea bacalaureatul în mod tradițional, așa cum este prevăzut de lege, sau unul alternativ organizat tot de Ministerul Educației, dar complet diferit. Și să vedem încotro se îndreaptă și care ar fi comparația dintre cele două. Pentru că până la urmă noi le dăm o diplomă care celor care iau bacalaureatul, le dăm o diplomă care atestă faptul că au atins un nivel de competențe. Cum măsurăm acele competențe n-ar trebui să fie atât de important. Adică ar trebui să dăm posibilitatea de a adapta inclusiv modalitatea de măsurare la ceea ce pot și doresc elevii sau ceea ce li se potrivește. Recunoaștem diplome de bacalaureat din țări care au un sistem de evaluare total diferit de al nostru și este echivalentă cu a noastră. De ce n-am putea să avem și în România două sisteme în care unul merge pe tradițional cum își doresc unii și altul ar merge pe ceva modern de secol 21 și care treptat, cred eu, ar fi ales de mult mai mulți tineri. Gabi, o să vin spre tine, fiindcă noi tot vorbim de competențe, avem o discuție specială deja între noi două despre copii și competențele lor. Vorbim foarte mult despre competențele astea la clasa 8-a. Cum ar arăta un BAC, așa cum spune Radu, din punctul tău de vedere, în care să vedem competențele după 12 ani de școală? Să vedem ce sunt capabili copiii să observe în jurul lor, deja mai aproape acum de maturitate, cum pot ei să sintetizeze și să se gândească la viața lor, despre care se gândesc mult mai concret în clasa a 12-a, trebuie să aleagă deja drumul pe care o să urmeze. Și am văzut câți oameni la noi în țară în ultimii 30 de ani au schimbat complet macazul. De ce au fost nevoiți să facă asta și de ce noi, ca sistem, nu putem să facem ceva în așa fel încât după ce luăm o diplomă, să ne și folosim de ea, să ne bucurăm că o avem și să fie cea care ni se potrivește? Sunt foarte multe întrebări și, și alege. E bine că sunt multe ca să încerc să fac un pic de ordine așa în gândurile mele, în primul rând, pentru că e foarte divers ce m-ai întrebat. În primul rând o să încep punând bacalaureatul în schița, în schema mare a examenelor pe care le trece un copil și explicându-i rostul. Dar noi de ce dăm bacalaureatul? Bacalaureatul nu dăm pentru a testa faptul că adolescentul, copilul, viitorul adult sau adultul, în fine, la 19-20 de ani, deja vorbim despre adulți, a terminat 13 clase sau 12 clase, de fapt sunt 13, respectiv 14, că au și clase pregătitoare. Ci îl dăm pentru a atesta absolvirea liceului, există o diplomă de absolvire a liceului. Bacalaureatul dăm pentru a atesta capacitatea copilului de a accede în învățământul superior. Da? Deci atestăm competențe de nivel superior care îi permit copilului să performeze corect în sistemul de învățământ superior. Ăsta este rostul bacalaureatului în toate sistemele de educație, inclusiv în sistemul românesc de educație. Ca atare, dacă asta este rostul bacalaureatului, ar trebui să testăm exact asta. Capacitatea copilului de a performa în aprofundarea serioasă a unui domeniu sau a celuilalt. Da? Deci copilul se duce, de exemplu, pe facultatea de fizică. Ar trebui să îl testăm astfel încât să ne dăm seama că pe discipline reale, pe fizică, pe matematică, copilul este capabil ca în facultate să performeze corect. La fel discutăm despre discipline umaniste. Da? Dacă copilul se duce pe facultatea de sociologie, de științe politice, ar trebui să atestăm alt tip de competențe.
Pe cale de consecință, bacalaureatul acesta Otova, pe care îl dau copiii din România, obligatoriu la română, obligatoriu la română n-am nicio problemă, la literatură română am o problemă. Otova la matematică pentru foarte mulți absolvenți de bacalaureat și tot așa mai departe, cu foarte cu rarisime deviații. Nu știu în ce fel servește scopului pe care l-am enunțat la început, da? Deci discutăm despre bacalaureat la religie, dar nu ne întrebăm ce competențe de rang superior atestă acest bacalaureat la religie. Discutăm despre bacalaureat la istorie, dar nu ne gândim la ce îi folosește copilului acestuia în învățământul superior, respectiv bacalaureat. Și atunci eu aș face exact ceea ce a spus Radu. M-aș întoarce către competențe, da, că tot avem această discuție între noi recurentă. Și aș spune, aș lua competențele pe care trebuie să le aibă copilul ca să performeze corect în învățământul superior și le-aș testa pe acestea la bacalaureat, ca să pot să atest faptul că acel copil este capabil să performeze în învățământul superior. Dacă noi o să continuăm să luăm 4 materii pe care le testăm și le supratestăm, pe care copiii le tocesc sau nu, și după 5 zile mai târziu uită complet tot ce au făcut, o să avem această problemă întotdeauna. Ce mi s-a părut mie revoltător este însă faptul că avem foarte multe licee bune, foarte multe licee bune în țară, la care avem copii care nu au luat bacalaureatul. Da? Deci discutăm despre licee la care la evaluarea națională copiii au intrat cu peste 9-70, da? Și care nu au reușit să ia bacalaureatul. Și atunci acolo deja eu aș întreba odată, care este relevanța notelor pe care copilul respectiv le-a luat la evaluarea națională și cum s-a întâmplat pe parcursul liceului de copiii aceia nu au reușit să ajungă să ia bacalaureatul, da? Care a fost un examen, așa cum spune, mă rog, după ce am văzut rezultatele, hai să spunem mediu, nu greu. Acolo este o discuție și aș deschide această discuție despre relevanța notelor pe care le dăm noi în examinările naționale și despre ce vorbesc aceste note pe care noi le dăm în sistem și pe care le apărăm cu prețul vieții, pentru că sunt foarte mulți părinți care sunt dispuși să lupte la baionetă pentru zecele copilului lor, și m-aș gândi câte zile proaste, că de fapt noi așa spunem, a avut copilul o zi proastă, de asta n-a luat bacul. Câte zile proaste trebuie să adunăm ale copiilor până când ne dăm seama că acest examen nu mai trebuie să fie dependent de zile proaste, ci de competențele copilului. Da, și pentru că vorbim de competențe, cei pe care sistemul actual îi scoate în față prin efortul de cele mai multe ori propriu sau al familiei, sunt cei la care ne uităm cu mândrie, dar și cu tristețe, pentru că vor să plece din țară. Lia Hânceanu îi ajută pe mulți dintre copiii care pleacă din țară să studieze peste graniță. Aș vrea să te întreb, Lia, ce caută atunci când decid să plece? Vorbim de ani de zile de sistemul educațional din România, cum el face mai mult sau mai puțin, mai degrabă ratează ținte legate de competențe. Așa că aș vrea să te întreb, în momentul în care un copil vine către tine și se gândește să plece, în ce moment ia decizia și pe ce criterii? Elevii se iau decizia, în general, clasa 11-a, dar unii dintre ei, să știi că se gândesc destul de devreme, adică mulți dintre ei și părinții lor se gândesc încă din clasa 8-a, atunci când au nevoie să facă decizia la ce liceu mă duc mai departe și pe ce profil, pentru că în funcție de profilul liceului pot să alegi ulterior și universitatea sau poate să-ți determine universitatea, specializarea universității pe mai departe. Dar majoritar, dacă mă uit la majoritate, e începutul clasei a 11-a, pentru că ei au nevoie să pregătească un dosar de admitere în străinătate. Admiterea se face cu un an înainte, adică la început de clasa 12-a, la majoritatea școlilor competitive, e necesar deja să ai dosarul finalizat, adică să ai teste de engleză, să ai teste de admitere, să ai activitățile extrașcolare, proiectele pe care le-ai făcut până la momentul respectiv.
Deci ăsta ar fi momentul și este motivul pentru care îi aleg așa atât de devreme. Acum, elevii sunt interesați să plece în afară pentru că odată vor să aibă oportunități mai bune de viață și de carieră. Exact asta menționează ei în statisticile pe care noi le avem. Vrem să am oportunități mai bune de carieră față de ceea ce există în România sau un trai mai bun. Și apoi sunt foarte mulți care aleg și datorită specializării. Pentru că în străinătate există o varietate de specializări din care poți să alegi și atunci dacă nu găsești ceea ce vrei în România, te orientez către o variantă în străinătate. Cam astea sunt cele două motive principale pentru care elevii aleg varianta de străinătate. Și mai sunt cazuri, al treilea, să spunem, motiv, sunt copii care spun că îmi doresc să o iau de la capăt în altă țară, unde pot să fiu cine vrea, adică o iau de la capăt cu o viață nouă. Astea ar fi motivele. Dar așa cu tot ce s-a menționat referitor la bacalaureat, cu tot ce ați menționat mai devreme, ce a menționat și Gabi, ce a menționat și Radu, uite, ce a menționat Radu, de exemplu, de liceu Gheorghe Lazăr, pentru că noi avem copii din Gheorghe Lazăr, ei sunt, pentru că au acest sistem pilot în care în clasa 12 învață doar materii sau preponderent la materiile pentru care dau bacalaureatul, este un alt nivel de pregătire pe care l-au într-adevăr acești copii și un alt nivel și de implicare în activități extrașcolare, adică pregătirea lor pentru admiterea în străinătate este mereu una la un nivel mult mai înalt dacă comparăm cu alte licee din România, pentru că au și mai mult timp să dedice către alte tipuri de activități, către ceea ce le place, să descopere ce competențe au în perioada aceasta. Și atunci sistemul pe care îl are Lazărul este similar cu ce se studiază deja în afară, pentru că dacă ne uităm la sistemul A-Level, adică sistemul britanic, sistemul de bacalaureat sau la sistemul internațional, IB-ul, bacul internațional, aici poți să alegi 4 sau maxim 6 pe sistemul de IB, materii pe care tu le susții la bacalaureat și tu practic în ultimii 2 ani de admitere, de liceu, te pregătești strict pentru materiile care au legătură cu universitatea. Adică în acest sistem educațional tu îți faci alegerea universităților sau a domeniului pentru universitate cu 2 ani înainte de începerea anului universitar. Și este un sistem mult mai sănătos și spun asta din experiența de a lucra cu elevii, pentru că toată lumea se plânge, adică elevii se plâng de faptul că au de învățat la toate materiile, deși lor nu le este necesară română, literatura, cum spunea Gabi, dacă apici la facultate de fizică, păi atunci nu mai concentrezi atât de mult pe română sau pe istorie sau pe alte materii la școală. Și atunci știm că în liceele performante, profesorii trag de ei pentru toate materiile, dar chiar dacă știi că tu apici pe facultate de fizică. Și dacă ne uităm iar statistic la elevii noștri, pentru că noi lucrăm cu performeri, copii de top, copii competitivi, notele cele mai mici pe care le iau de obicei în bacalaureat este nota la română. Pentru că acolo au problema de obicei la literatură, ce acolo e problema cea mai mare de a învăța. Majoritatea celor care aplică, adică specializările cele mai căutate în străinătate sunt cele de științe exacte, sau cele care au componentă de matematică și atunci literatura este o problematică pentru ele. Nu mai zic de olimpici care sunt național sau internațional pe specializările astea de științe exacte, e o problemă reală cu literatura, adică aia e o meditație suplimentare pe zona de literatură, pentru că nu e adaptat sistemul de bacalaureat pentru ei. N-aș vrea să demonizăm literatura acum, pentru că, într-adevăr, aici avem o comparație între cei care merg pe științe exacte și, în general, în străinătate, spre străinătate se îndreaptă cei care vor matematică, științe, informatică, IT și așa mai departe, însă sunt de acord, avem nevoie de o regândire cel puțin a ciclului superior de la liceu, ultimii 2 ani, pentru a nu repeta, de fapt, școala generală, se numește școala generală până la clasa 8-a, pentru că dezvoltă competențele generale, cultura generală și așa mai departe. Se presupune că în momentul în care tu ai luat examenul de evaluare națională, care ar fi trebuit de mult gândit transdisciplinar, așa cum spune legea 1, în așa fel încât să evaluezi competențele generale ale elevului, nu pe cele două discipline la care se face evaluarea în continuare, ai putea la liceu să permiți specializarea așa cum se întâmplă, de fapt. Tu ai un profil de matematică
informatică. Apropo, nu înțeleg de ce nu putem avea și profile pure de matematică, de exemplu, sau informatică, pentru că sunt elevi care sunt foarte buni pe matematică și ar putea să ajungă la matematici superioare mult mai ușor dacă ar avea în loc de 4 ore și 7 de informatică, să aibă 10 ore de matematică pe săptămână, pentru că asta își doresc să facă pe viitor. Și avem nevoie de statisticieni, de analiști data și așa mai departe, din ce în ce mai mult. Dar asta e o altă poveste. Însă, revenind la mirajul străinătății, cred că este ceva normal că la un moment dat în viață, mai ales în modelul cultural în care trăim, tinerii să-și dorească să meargă, să studieze în altă parte, să trăiască o perioadă în altă parte. Noi nu avem acea cultură a anului de intermediar, gap year, cum spun americanii, în care ei se duc și se plimbă în toată lumea și după aia se întorc și studiază în țara lor. Noi le cerem imediat după clasa 12 să înceapă să studieze ca să ajungă mai repede în procesul de producție. Am rămas cu această cultură. Cât contează cultură la vârsta de 50 de ani acest an pe care, în ghilimele, l-ar pierde un tânăr care pleacă să vadă lumea sau să-și vadă măcar țara? Nu cred dacă că nu contează lumea în carieră, însă contează în viața personală. Despre asta vorbim și asta am vrut să subliniem. Pentru că unii dintre noi, n-am ajuns încă la 50 de ani, dar văd că unii dintre noi ajungem la 50 de ani să facem ceea ce n-am făcut ca adolescenți, pentru că n-am putut, n-am avut posibilitatea, mi s-a cerut să mergem într-un ritm foarte rapid. Când te uiți în urmă, cât de important este să vezi lucruri în perspectivă și să ieși un pic din sistemul ăsta fugărit. O să luăm o publicitate, o pauză de publicitate și o să revenim și cu domnul George Roman să integrăm și ce o să ne spună domnia sa despre un studiu pe care l-au făcut la Salvați Copii. Publicitate și revenim. Am revenit în studio și, așa cum am promis, mergem la George Roman, director de programe la Salvați Copii. Știu că am început să vorbim despre BAC, dar am introdus și evaluarea națională în discuție, pentru că eu cred că toate lucrurile astea se leagă și scopul final este ca cine merge la școală să învețe, nu doar să reproducă lucruri. Așadar, ce ne arată studiul pe care l-ați făcut? Mulțumesc pentru invitație. Înainte de a intra în analiza cu privire la comparația privind ratele sărăciei, riscului de sărăcie și excluziunea socială și performanțele copiilor la evaluarea națională, aș vrea să confirm ceea ce spunea înainte doamna Hancianu, și anume faptul că sunt foarte mulți copii care doresc să părăsească țara. Un studiu reprezentativ la nivel național realizat de Salvați Copii arăta că peste o treime dintre cei care ne-au răspuns chestionarului își doresc să își continue studiile în străinătate, iar mai mult de jumătate, adică 55%, iau chiar în calcul stabilirea definitivă sau temporară peste graniță. Iar principalele motive care stau la baza acestor opțiuni erau oportunitățile legate de educație. Evident, sistemele de educație din alte state din Europeană au o calitate mai bună și asta o putem aprecia cu toții, și neîncrederea, ori nemulțumirea față de condițiile de viață din România. Și interesant este că diferențele nu sunt foarte mari între copiii din mediul rural și urban. Am înregistrat cam 40% dintre copiii din mediul rural care au aceleași planuri de viitor. Revenind la analiza organizației Salvați Copii, am observat că există o suprapunere a celor două cărți, Harta Sărăciei și Excluziunii Sociale, în care regiunile de dezvoltare ale României erau delimitate statistic. Și ca să concretizez, regiunile nord-est sau sud-Muntenia întotdeauna apar, în ultimii 5 ani cel puțin, apar ca fiind regiuni afectate de sărăcie, cu 40% din populație aflată în risc de sărăcie și excluzie socială, și totodată un procent la fel de ridicat de 41% de privare socială și materială severă. Și n-a fost nicio surpriză să constatăm că performanțele elevilor la evaluarea națională în aceste regiuni erau și cele mai slabe, inclusiv cu privire la mediile peste 5 și cu un procent mai scăzut și mediile sub 5, cu procent foarte ridicat. De fapt, erau regiunile cu cele mai slabe rezultate.
Noi am legat această analiză și de un concept pe care îl considerăm foarte important din punct de vedere operațional și anume sărăcia educațională. Este de fapt ceea ce se folosește și în alte state ale Uniunii Europene, tocmai pentru a detecta care sunt aspectele ce privesc lipsa de venituri, lipsa de acces la servicii, lipsa de resurse pentru participarea școlară și problemele din sistemul educațional. E de altfel, acest concept se referă la lipsa accesului la educație de calitate din cauza condițiilor sociale, economice precare și din comunitate și din familie. Știm foarte bine, copiii din familie sărace sunt nevoiți să muncească pentru a susține financiar familiile, ceea ce duce la absenteism școlar, la o concentrare foarte redusă asupra importanței școlii și din perspectiva părinților. Iar la acestea se adaugă și lipsa accesului la servicii de îngrijire a sănătății sau de nutriție adecvată și, în ultimul rând, serviciile de asistență socială sunt precare în zonele unde este mai mare nevoie de prezența lor. Aș vrea să mă întorc puțin la Lia, pentru că a spus cele trei motivații ale copiilor atunci când pleacă și se leagă puțin cu ce spuneați dumneavoastră, și anume că unele dintre motive sunt asemănătoare între rural și urban și ne-ar surprinde asta mai întâi, dar aș vrea să intrăm puțin în al treilea argument. Copiii spun că vor să facă o nouă viață peste granițe, de la zero. Când un copil de 15, 16, 17, 18 ani spune asta, ce ne arată nouă? Ce înseamnă? Ce înțeleg copiii despre o viață nouă? Cum ajunge un copil să-și dorească o viață nouă când am spune că adulții, el încă nu a început-o pe-a lui aproape deloc, cel puțin pe cea de adult? Ce se întâmplă? Mi se pare că e o chestiune foarte profundă de societate în ansamblu. Cum crezi sau cum ai observat că ajung copiii să-și dorească o viață nouă după ce termină 12 clase în România, când se spune că și încep viața profesională și nu doar profesională sau traseul către viața profesională? Cum pot spune ei că își doresc o viață nouă de la zero? De ce simt sau de ce ajung să creadă că nu e bine ce au trăit până în punctul respectiv? Aici eu aș spune două motive, deci o să vă spun concret din ce am discutat cu elevii. Odată, deci am auzit așa de la copii care au menționat că în sistemul nostru educațional au o parte de bullying și sunt, atunci au avut o anumită experiență în cadrul liceului și sunt, da, probabil o anumită stigmatizare, sunt cunoscuți într-un anumit fel și am spus ok, vreau să iau de la capăt într-o altă țară, într-un loc unde pot să fiu cine vreau. Și asta e cu atât mai interesantă contradicția dintre bullying, asta înseamnă că în mediul lor școlar sunt văzuți undeva foarte jos, dacă toți ceilalți copii își permit sau consideră că este, cum se spune, ciuca bătăilor, la propriu sau la figurat, iar ei sunt cei care pot pleca, adică sunt cei foarte buni, probabil. Contradicția asta mi se pare importantă și scuze că te-am întrerupt. Da. Eu vă zic concret exact ce am auzit practic de la copii în ultima perioadă, de la ele. Și apoi sunt ceilalți care sunt copii care au foarte multă încredere în ei și consideră că plecarea asta în afară și a începe o viață nouă este egală cu libertatea și cu... De fapt, eu nu văd ca responsabilizare, mai degrabă văd ca pe o libertate pe care o am și pot eu să-mi creez viața mea în țara respectivă. Deci, practic, o asociază mai degrabă cu zona asta de libertate și pot să fac ce vreau, să devin cine vreau. Și asta mi-au spus atât elevii care, sau studenții care au finalizat deja 1-2 ani de universitate și am spus, ok, ce-ai câștigat în urma acestei experiențe? Au spus, ok, m-a responsabilizat, am devenit mai responsabilă față de viața mea, dar aici pot să iau de la zero și să fiu practic cine vreau. Eu consider că e zona asta de libertate pe care eu o văd, pentru că nu mai ești cu părinții, la facultate este opțională, majoritatea universităților din afară nu au ore obligatorii, dacă vrei te duci, dacă nu, adică ține de tine dacă
dacă faci asta și atunci tu ești cel care îți creezi viața în afară. Și asta am văzut. Adică se pare iarăși o observație foarte bună și foarte importantă. Zâmbesc pentru că îmi pusesem aici o întrebare, ascultându-te mai devreme, m-am gândit la senzația pe care o aveam și anume dorința de eliberare. Cumva în școala noastră, indiferent ce profesori avem, cum învățăm, putem sau nu cu ajutor sau fără din partea familiei, în punctele de trecere, de examene, ne simțim cu toții blocați. Și mă frapează că ai spus exact cuvântul libertate, eliberare, cumva ne simțim blocați pe toate planurile. Da, îți place asta, ești bun la asta, dacă ai norocul să știi la ce ești mai bun, dar trebuie să le lași deoparte pentru că ai examenul mamă de capacitate sau mamă trebuie să dai bacul, că altfel... Aș extrapola puțin, cred că este vorba și de libertate personală și de evident, plecarea de acasă, personală, cum spunea care și Lia, nu ține de școală neapărat. Apropo de ce spuneai referitor la bullying, în general, tocilarii sunt cei care sunt victime ale bullying-ului și atunci ei se văd oarecum victime ale unui sistem care nu-i apără, nu-i apreciază, nu le stă alături și vor să plece din acest sistem, într-unul unde le sunt apreciate aceste calități de ceea ce noi numim tocilar, adică om care îi place studiul aprofundat și așa mai departe. Deci cred că acolo sunt mai multe motive, iar în ceea ce privește această eliberare, să nu uităm că există încă generații în România care își încurajează copiii să plece pentru că le spune, vei avea mai multe șanse și atunci ei cresc cu ideea asta, nu rămâne tu aici în țară unde va fi vai de capul tău, mergi și studiază în străinătate. Nu este neapărat o alegere cum se spune, independentă de voința de familie, familiei. Da, este cumva o continuare. George Roman. Da, mai e un aspect. Trebuie să privim mai și avem doar un minut, din păcate. Da. Trebuie să vă grăbesc puțin. De sărăcie, că dacă vorbim despre liberare, în analiza de sărăcie, la copii a reieșit foarte clar că și copiii din mediul rural conștientizează starea de sărăcie în care trăiesc ei și părinții lor. Și de multe ori dorința de a pleca în străinătate este tocmai această dorință de liberare de sărăcie, de situația lipsită de șansă, având în vedere rămânerea lor în acele comunități, unde nu există oportunități economice, unde sistemul de educație știm că are dificultăți mult mai mari decât cele din mediul urban și toate acestea creează în mintea copilului dorința de a se duce în altă parte, având în vedere, ținând seama și de poveștile poate de succes ale unora dintre membrii comunității care s-au dus, au muncit în străinătate și iată au reușit să-și construiască casă și chiar au bani să își cumpere ce își doresc. Deci ar trebui să avem în vedere și partea ce zic abilitatea sistemului nostru social, unde 40% dintre copii trăiesc în mediul rural și am văzut și rezultatele de la evaluarea națională sau de la bacalaureat care sublinează că acolo e nevoie de mai multe investiții și sperăm ca noua lege chiar să facă acest lucru, adică să reechilibreze situația pe care... Radu, repede. Repede, pentru că se discută foarte mult despre note și hărți și așa mai departe. Până la urmă, educația și ceea ce vrem noi să oferim nu este despre o hartă unde sunt mai mulți de 10 sau 9,99, nu este despre acea sutime. Educația ar trebui să fie tocmai despre a scoate oamenii din sărăcie și dacă ei nu văd posibilitatea de a ieși din sărăcie prin educație în România, este absolut normal să se ducă în altă parte. Este uman să-ți dorești o viață mai bună. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Mai voiam să întreb ceva și pe Gabi, dar nu mai apucăm, din păcate, scuze. Dar cu siguranță mai avem ocazie să vedem rezultatele finale și mai vorbim și despre BAC și despre tot sistemul educațional, plus legile care până atunci vor fi deja promulgate. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept la Fix. Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad, este ora 10, sunteți la Prima News. În câteva momente vom vorbi despre demisia șefului SRI, Eduard Helvi, care spune că și-a atins obiectivele și a plecat din funcție, citez, pentru sănătatea democrației. Știri întâi.
Fostul șef al seriei Eduard Helvig a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor după demisia din funcție. În acest context, șeful statului a declarat că Helvig lasă în urmă o instituție reformată, pregătită structural pentru viitor, adaptabilă și suplă. Helvig și-a anunțat ieri demisia de la conducerea SRI și a spus că și-a atins obiectivele. Politologii sunt de părere că Helvig s-ar pregăti să urmeze o carieră politică. Iar astăzi Klaus Iohannis va promulga legile educației. Ceremonia de semnare a decretelor va avea loc la ora 17 la Palatul Cotroceni. Pe 22 mai, Senatul a adoptat în calitate de for decizional proiectele legilor învățământului preuniversitar și superior. Însă, parlamentarii USR și Forța Dreptei au sesizat Curtea Constituțională pe motiv că au găsit mai multe prevederi neconstituționale în cele două legi. Pe 21 iunie, Curtea a respins ca neîntemeiată sesizările opoziției cu unanimitate de voturi, iar legile au ajuns pentru promulgare la președintele Iohannis. Mircea Abrudean a fost numit secretar general al Guvernului. Premierul Marcel Ciolacu a decis ieri numirea lui Abrudean la propunerea PNL. Decizia a fost luată după mai multe runde de discuții cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, și a fost publicată în Monitorul Oficial. Am văzut litoralul pregătit să primească turiști, cu lucruri bune, foarte bune și cu lucruri mai puțin bune, a declarat Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News. Oprea a precizat că există un buget pentru promovarea turistică la minister de aproximativ 3 milioane de lei. Și tot la Prima News, președintele ANPC, Horia Alexandrescu, a declarat că a discutat cu Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, despre comerțul ambulant pe plajele de pe litoral. Momente emoționante în portul militar Constanța. Nava școală Mircea, spectaculosul bric istoric cu peste 150 de marinari la bord, a plecat într-un nou voiaj pe mare. De data aceasta va străbate timp de 28 de zile 4 mări și va opri în 3 țări diferite. Știri externe acum, cel puțin 8 persoane au murit și peste 50 au fost rănite ieri după ce forțele israeliene au lansat în orașul Jenin din Cisjordania cea mai mare operațiune militară din ultimii 20 de ani. Israelul a declarat că a vizat un centru de comandă operațional comun pentru tabăra de refugiați din Jenin și agenții brigăzii Jenin, un grup militant palestinian asociat cu jihadul islamic. 20 de milioane de euro este bilanțul pagubelor provocate de violențele din ultimele zile asupra companiei de transport din Paris. 39 de autobuze în valoare de 350.000 de euro fiecare au fost arse în Île-de-France de la începutul revoltelor. Leandro De Niro Rodriguez, unul dintre nepoții actorului Robert De Niro, a murit la vârsta de 19 ani, a anunțat mama lui, Drena De Niro. Fiica cea mare a starului american nu a precizat însă cauza acestui deces. Sport acum, Iluce se întoarce la locul faptei, ar putea fi din nou pe bancă în Giuleș la 20 de ani după ce a luat titlul cu Rapid. Și după 5 titluri la rând, hegemonia CFR-ului a luat sfârșit. Cu un nou antrenor și un lot mult schimbat, clujenii sunt gata să o ia de la capăt, chiar dacă clubul se confruntă cu multe probleme. Meteo acum, vremea este din ce în ce mai călduroasă. În lunga Dunării și în Bărăgan va fi caniculă, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și vestul Dobrogei, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. Am revenit în studio și discutăm la această oră despre demisia surpriză a șefului SRI. Invitații acestei ore sunt domnul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice, Universitatea București, Ion Bogdan Lefter, analist politic, Miroslav Tașcu Stavre, analist de politică externă și de la mare colegul meu, Sebastian Zahma, realizator Prima News. O să începem cu domnul Cristian Preda. Bună dimineața! Bună dimineața, doamnă! Cum ați primit această știre, această veste? Demisia domnului Helvig. Presa care se opune actualului guvern scrisese mai de mult că există neînțelegeri între șeful SRI și președinte, așa că am privit demisia ca o confirmare a acestor informații pe care le difuzase G4 Media mai de mult.
De ce în acest moment aceste discuții cu președintele spune lumea, cum se spune așa, fără surse sau pe surse, că discuții despre plecarea domniei sale din funcții au mai fost? Oficial nu, dar neoficial se pare că se discută cumva acest subiect. Cum vi se pare momentul ales? Cu ce ar putea avea legătură? Am două observații. S-a întâmplat cu domnul Helvig, exact cum s-a întâmplat și cu domnul Ungureanu. Și domnul Ungureanu, care a fost la SIE, acum câțiva ani, la începutul mandatelor președintelui, a avut o lungă perioadă în care nu mai putea lucra cu președintele și a fost forțat să demisioneze. Asta e prima observație. A doua observație, știu că a mai făcut cineva remarca asta, dar ieri, după ce s-a anunțat demisia domnului Helvig, a fost de asemenea anunțată numirea domnului Abrudean la guvern. Ați menționat-o și dumneavoastră în jurnalul de știri de mai devreme. Acum, despre acest domn Abrudean, puțin cunoscut publicului, s-a spus că nu e numit în funcție pentru că de la SRI au venit mai de mult niște informații deci, care... propus de PNL, dar neconform, între ghilimele, din rapoartele SRI și aici un conflict cu domnul Ciolacu. Hey, acum, dacă ieri a fost numit, înțeleg din două una că informații de la SRI nu au contat sau că informații de la SRI erau eronate. În acest al doilea caz, există poate o legătură între demisia domnului Helvig și această numire. Pentru că, iarăși, putem să imaginăm că domnul Helvig a demisionat pentru că informațiile pe care le-a livrat guvernului erau solide, erau documentate și politic s-a trecut peste ceea ce spunea SRI, sau invers, el a fost forțat să demisioneze în condiții în care aceste informații au fost considerate nefiabile și președintele a cerut ca Helvig să plătească un fel cu postul. Cred că ar trebui lămurit lucrul ăsta, dar în fine, nu știu, sunt mulți jurnaliști care par să urmeze mai degrabă linia comunicatelor date de SRI decât să investigheze adevărul. Dar poate că cineva sondează și află dacă e o relație. Cât ar fi durat mandatul domniei sale dacă nu s-ar fi întâmplat demisie, dacă n-ar fi fost discuții mai mult sau mai puțin oficiale, mai mult sau mai puțin tensionate? Da, sigur că putea să ducă până în 2024. Acum trebuie să menționez faptul că aici președintele Iohannis a reușit într-adevăr să se deosebească de predecesorul său. Ăsta este unul dintre obiectivele majore ale anilor Iohannis. Și anume dorința de a nu semăna niciun fel cu Traian Băsescu. Aici n-a semănat pentru că Traian Băsescu a numit în fruntea serviciilor de informații persoane care erau din partidele adverse domniei sale, l-a numit pe Maior, care era PSD-ist în fruntea SRI, l-a numit pe Mihai Răzvan Ungureanu, care era penelist, partidul adversar președintelui la SIE, în timp ce domnul Iohannis a numit un apropiat, domnul Helvig a fost o campanie și pe urmă după ce l-a demis pe Ungureanu, care este și el în campania lui Iohannis, a pus pe cineva de la PSD și acum avem nu doar guvernul, nu doar parlamentul confiscat, nu doar Curtea Constituțională, confiscate toate de PSD și PNR, dar și cele două servicii de informații confiscate de oameni care au făcut politică și care prin acest simplu fapt induc o neîncredere în felul în care lucrează aceste instituții. Eu cred că în fruntea acestor instituții trebuie numite persoane care nu au avut niciodată legătură cu politica sau măcar să fie persoane cu experiență. Nu vă mai auzim, nu știu dacă s-a întrerupt. O fi în caserie, posibil. Acum v-am auzit. Aș vrea să repetați ultimele cuvinte, nu s-au auzit deloc și aș vrea să vă și întreb, să vă adresez următoarea întrebare. Spuneam că e bine să fie anumite persoane care nu au avut de-a face cu politica și cu atât mai puțin persoane care au avut de-a face cu politica partidelor din care provin președintele sau șeful guvernului. Asta ar da mai multă credibilitate, adică ar
elimina suspiciunea de politizare. Încă n-au fost prea multe lucruri făcute de aceste instituții care să dea încredere. Helvic a făcut totuși un lucru bun și vreau să menționez, a transferat o parte semnificativă din arhiva CNR, din arhiva SRI. Și aș subliniat că alte instituții nu au făcut-o. Da, da, păi, asta e adevărat. Acum trebuie să-l credem pe cuvânt că a dat tot. Vă-ți vede. Aș vrea să vă mai întreb ceva înainte să încheiem. De ce credeți că regele Charles a dorit să-l întâlnească în momentul în care a venit în România? Pe cine? Pe Helvic? Da. Habar n-am, asta e un mister. E un mister total, inexplicabil, necomentabil. Da, nu știu, mi-e greu să speculez asupra acestei întâlniri. Nu știu dacă e adevărat informația, adică e cineva care a aprobat faptul că i-a scris domnul Helvic, nu pot să vin în România fără să te întâlnesc. Nu știu, eu n-am văzut asta. Vă mulțumim foarte mult. Sunt tot felul de mituri în lumea publică lansate. Dacă nu sunt informații, circulă părerile, știți cum e. Da, dar tocmai... Hai să vedem. Iar nu vă auzim. Toate cele bune. Mulțumesc foarte mult. Mergem acum la mare, la colegul meu, Sebi Zachman. Vreau să verificăm că ne auzim, Sebi, după... Da, ne auzi. Bun găsit, Raluca. Cum ai primit tu această știre de ieri? Aparent niciun semnal, doar discuții din culise de niște luni despre care auzim doar pe surse. Care ar fi trebuit să fie mandatul complet al lui Eduard Helvig și câte mandate ar trebui să luăm în considerare, având în vedere influența pe care se spune că o are de fiecare dată un șef de la SRI? Discutăm mai târziu de ce menționez asta despre influență și mandate, referitor la discuțiile despre posibila sa candidatură la președinție. Dar până să discutăm despre posibila candidatură, cum ai primit tu știrea asta de ieri și cum ai simțit că a reacționat mediul politic la demisia domnului Helvig? Bun, demisia domnului Helvig chiar a fost o surpriză, o putem considera surpriza politică a anului. Sigur, el vine din această zonă a securității naționale, a inteligențului românesc, însă domnul Helvig a fost politician înainte să fie director al SRI și un politician bine înrădăcinat în Partidul Conservator al domnului Voiculescu, apoi în Partidul Național Liberal, unde a fost și secretar general, chiar, bine, ulterior ministru al dezvoltării și europarlamentar PNL până să ajungă la SRI. Așadar, e o surpriză ce s-a întâmplat, chiar dacă primisem mici semnale pe parcursul acestui an. Toată lumea vorbea pe la colțuri și prin Parlament și prin PNL că există o răceală între președintele Klaus Iohannis și directorul SRI Eduard Helvig, de altfel unul dintre oamenii săi de încredere, poate cel mai important aliat al său în 2014, atunci când puțin liberali se mai afișau deschis cu președintele Klaus Iohannis, cel puțin între turul 1 și turul 2, când era o diferență de 10% între Klaus Iohannis și Victor Ponta în favoarea premierului de atunci PSD. Așadar, domnul Helvig era perceput ca un om de maximă încredere pentru președintele Klaus Iohannis, dar iată, vedem această demisie intempestivă, am putea o numi, o demisie care lasă în urmă mai multe întrebări decât răspunsuri. Nu ne-a lămurit domnul Helvig de ce taman ieri a demisionat, de ce n-a demisionat, de ce nu și-a făcut acest bilanț la finalul primului mandat prezidențial, pentru că așa mi s-ar fi părut în regulă, venise odată cu președintele Klaus Iohannis, putea să tragă linie în 2019 după primul său mandat, sau atunci de ce n-a mai stat până în 2024. Pietrificarea aceasta despre care vorbește domnul Helvig, ce are în spate de fapt? Pentru că să demisionezi după 8 ani și vreo 3-4 luni de mandat, sigur... Când mai ai încă niște luni, când mai ai foarte puțin, da? Da, și întrebai tu foarte bine despre durata mandatului directorului SRI și directorilor serviciilor secrete în general în România, și asta e una dintre marile probleme. Dincolo de controlul parlamentar, care nu există, este un simulacru de control parlamentar asupra serviciilor secrete, și durata mandatului pentru directorii acestor servicii este la fel o nebuloasă. Pot să stea oricât în funcție, de fapt nu avem stipulat
un mandat clar. De obicei, directorul SRI pleacă odată cu președintele care l-a numit în funcție. De aceea mi se pare cu atât mai surprinzătoare demisia domnului Helvig cu un an și jumătate înainte de finalul epocii Iohannis. Deci de aici se pot desprinde două variante. Fie domnul Helvig s-a certat cu președintele Iohannis, n-a mai putut să lucreze cu el, pomenea domnul Preda adineauri și despre relația complicată pe care a avut-o domnul Iohannis cu un alt șef de serviciu secret, domnul Mihai Răzvan Ungureanu, care la fel a demisionat și a plecat din țară, e la Viena momentan profesor. Au mai fost și alți politicieni care s-au plâns de modul de lucru al președintelui. Anul trecut, domnul Dâncu demisiona de la Ministerul Apărării, la fel invocând imposibilitatea de a lucra cu președintele. Mă întorc la durata mandatului directorilor serviciilor secrete, pentru că mai avem un șef de serviciu secret, directorul SPP, domnul Pahonțu, care e acolo de pe vremea lui Traian Băsescu, din 2005. Deci din 2005, neîntrerupt, domnul Pahonțu este șef de serviciu secret. Ori mi se pare că ar fi primordial, ar trebui să se discute neapărat, sigur nu acum, la anul vin 4 rânduri de alegeri, însă e nevoie de o reformă în acest domeniu și o reformă care să prevadă clar, să stipuleze clar durata mandatului acestor șefi, pentru că ei sunt fie pe viață, ca în cazul domnului Pahonțu, fie în funcție de hachițele președintelui, oricare ar fi el. Da, este foarte interesant acest mandat. Aș vrea să te întreb pe tine și pe tine ce l-am întrebat pe domnul Preda. Poate tu ai mai multe surse sau poate ne dezvălui mai mult dacă știe cineva de ce regele Charles, când a venit în România și a dorit, și dacă este într-adevăr adevărat, că nu știm nici aici nimic foarte sigur, despre întâlnirea regelui cu domnul Helvig. Da, este adevărat că regele Charles al III-lea s-a întâlnit cu domnul Helvig. Acum, să nu tratăm această știre ca pe, nu știu, o întâlnire exclusivă. Regele Charles s-a întâlnit cu mai multe persoane în România, apropiate informații, da, politicieni chiar, la Palatul Cotroceni. S-a întâlnit și cu Dacian Cioloș, de altfel, fostul comisar european, chiar la Viscri. Domnul Cioloș, sigur, și-a făcut și câteva poze acolo, le-a pitit mai degrabă, le-a aruncat în mediul online, dar așa, undeva ascuns, unde se vede doar ea dintr-o poză. Deci s-a întâlnit regele Charles cu mai multe personalități politice și din societatea civilă din România. Pe de altă parte, acum nu trebuie să negăm meritele lui Eduard Helvig, Serviciul Român de Informații, din ce vorbesc politicienii acum, pentru că n-ai cum să verifici asemenea informații, este destul de bine văzut în exteriorul țării, a avut o relație foarte bună și cu oficialii americani și cu cei britanici, a existat un schimb de informații permanent cu serviciile din vestul Europei și cred eu că imaginea domnului Helvig este una bună în străinătate și în Marea Britanie și peste ocean. Nu este o problemă că în acest context el pleacă acum, când avem războiul la graniță, cine va veni va avea aceleași bune relații? Nu mai suport să aud acest argument că avem nevoie de stabilitate pentru că e război la graniță. Nu. Războiul a fost doar un pretext pentru această majoritate parlamentară și nu putem să folosim de fiecare dată acest argument al războiului pentru decizii politice care au în spate cu totul și cu totul alte argumente. Nu. Nu e România nici mai sigură, nici mai puțin sigură odată cu plecarea domnului Helvig. Sigur, e nevoie de un guvern stabil, de o majoritate clară, însă asta nu înseamnă că alianța, coaliția PSD-PNL trebuie să meargă așa pentru următoarea jumătate de secol. Am văzut că a rămas UDMR în 2021 la guvernare, acum a ieșit UDMR de la guvernare mai subțiind majoritatea parlamentară. Vi se pare că a influențat cu ceva războiul sau soarta României în contextul războiului de la graniță? Nu. Sunt jocuri politice inerente, peste tot în lume se fac și se desfac guverne. E mai puțin important ce se întâmplă în flancul estic, la granița României. Adevăratele mize politice țin de relația acestor capi a instituțiilor cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul, cu liderii de partid. Deci sunt orgolii mai mari între aceste instituții, între persoanele care conduc aceste instituții, decât pericolul războiului din Ucraina.
Mulțumesc, Sebi. Vreau să mergem și la domnul Ion Bogdan Lefter. Bună dimineața, bună ziua încă o dată. Bună ziua. Aș vrea să analizăm puțin conținutul declarațiilor. A spus că, pe de o parte, și-a îndeplinit obiectivele, demisionează așadar pentru că nu mai are de ce să rămână în funcție pentru a se pietrifica și că asta înseamnă sănătatea democrației. Cam acesta ar fi miezul declarației de ieri. A făcut și o listă cu obiectivele, dar aș vrea să le luăm pe rând. În primul rând, acest argument al îndeplinirii obiectivelor. Când sau de când sau ce înseamnă că un om într-o funcție de mare importanță din țara noastră consideră că și-a încheiat lista de obiective și nu mai are de ce să stea? În primul rând, să reamintim, știm toți lucrul ăsta, despre un serviciu de informații, adică despre una dintre puținele instituții din democrațiile funcționale care au prin statut legal un caracter opac. O bună sau o mai puțin bună funcționare a unui serviciu de informații putem constata eventual prin efecte, dacă se întâmplă cine știe ce lucruri pe care activitatea unui serviciu le-a fi prevenit, atunci da, putem spune că nu a mers bine un anumit serviciu de acest fel. În rest, cea mai mare parte din asta partea activității unui asemenea tip de instituție nu se vedere. Din natura activității respective secretă. Nu putem ști, dar putem sigur că un asemenea serviciu funcționează corect, activ, că e prezent în societate în limite legale, că urmărește ce se întâmplă sub supraveghere de eventualele puncte potențiale de risc, pericol, și există mecanismele parlamentare, politice de control, care la rândul lor ne putem imagina că sunt mai eficiente sau mai puțin eficiente. În orice caz, orice discuție, cum se și vede ieri, azi, de când domnul Hestic s-a dat demisia din fruntea SRI, orice discuție despre un asemenea tip de instituție, cu excepția cazurilor eventuale de criză, cum spun, sunt discuții ipotetice. Pot fi variante, pot fi explicații. Și de asemenea putem face, da, analize, interpretare legate de pildă de persoanele cunoscute și domnul Helvi ca politician înainte de a fi numit director al Serviciului Român de Informații era o persoană cunoscută cu un anumit tip de portret, cu un anumit tip de profil, un politician mai discret, echilibrat, fără voință de afirmare evidentă cum e la mulți politicieni care în loc să fie discret și introvertit ca domnul Helvi, împotrivă, sunt locvaci, demagogi, caută orice prilej ca să iasă în față, să dea declarații, să dea interviuri. Putem face o interpretare a profilului domnului Helvi, categoric. Acum, discursul domniei sale, declarația de presă de retrasare, are și, cum ați spus, câteva puncte interesante, are și acea parte de, să spunem, mai degrabă protocolară sau de principiu că cum că nu e bună pietrificarea în funcție, despre asta a vorbit domnul Hegg, în modul general nu referindu-se doar la sine, și într-adevăr perpetuarea în anumite funcții nu e sănătosă. Dar sunt funcții și funcții. Sunt funcții care constituțional și legal sunt limitate la un mandat fix, la maximum două mandate, cum se întâmplă, cum știm, cu funcția de șef al statului. În alte cazuri, însă, longevitatea în funcții, în anumite ocupațiuni publice, poate fi un avantaj. Experiența parlamentară e importantă și atunci mandatele parlamentare nu sunt limitate. A fost partea aceasta finală a discursului despre sănătatea democrației și aici, sigur, nu putem decât să fim de acord. Putem evalua efectiv funcționarea Serviciului Român de Informații
democratic este el acum, cât de mult s-a democratizat. În prima parte, domnul Stig a vorbit într-adevăr despre atingerea obiectivelor, împlinirea obiectivelor sale, care au fost obiective de modernizare a serviciului. De asemenea, în fața unei instituții, în natura sa legală, opacă, putem ști în ce fel, nu știu, organigrama, stilul de funcție, regulamentele interne, eficacitatea colectării de informație, calitatea analizei, pentru că există acolo analiști, experți, specialiști în diverse care să interpreteze informațiile. Nu știm în ce măsură lucrurile acestea s-au ameliorat, dar înclinația mea este mai degrabă de a-i da crezare domnului Hedy decât invers, pentru că, încă o dată, îl știm dinainte drept o persoană ponderată. N-am văzut conflicte, n-am văzut tensiuni, se speculează acum, dar iarăși este doar una dintre variante cum că ar putea să fi intervenit vreo răceală în relația cu președintele Iohannis. N-avem informații, n-avem dovezi în acest sens, iar cei 8 ani și aproape jumătate în funcție, în paralel cu mandatele Iohannis, indică dimpotrivă o perfectă sincronizare, o bună sincronizare. Pe aici înainte câmp pentru speculații și dată fiind într-adevăr vârsta încă tânără ca persoană publică a domnului Hellwig, e de imaginat soluțiile de viitor. Când te retragi de la vârful unui asemenea serviciu de informații, o vreme e recomandabil să stai deoparte, dar nu cred că domnul Hellwig e o persoană publică de care scena politică românească să se dispenseze într-o perioadă în care nu prea sunt personalități, candidați potențial pentru funcții importante în stat, oameni echilibrați, oameni serioși, amatori sunt mulți, aspiranți gârlă. Dar când îi vezi cum vorbesc și cum își încalcă de la o zi la alta cuvântul, nu prea sunt, dacă îi treci prin sită, deloc numeroși. Pentru că tot vorbiți de cuvânt, aș vrea să mai rămânem încă puțin la forma în care ne-a adus la cunoștință demisia. Spunea anul trecut la Babeș-Bolyai că mi-a fost tot timpul teamă de limbajul de lemn, spunea domnia sa, și ieri a avut un discurs mai relaxat față de alte discursuri ale oamenilor în funcții atât de înalte, cel puțin din țara noastră. A fost un discurs mai aerisit, deși cu siguranță fiecare cuvânt, fiecare virgulă și fiecare inflexiune a fost analizată înainte și a fost foarte atent studiată. Cum vi s-a părut din acest punct de vedere? Și studenților anul trecut li s-a adresat într-o formulă mai apropiată, mai caldă. Discursul sau anunțul de ieri nu avea cum să fie atât de cald cum a fost cel adresat studenților, dar a fost un discurs lejer exprimat, după părerea mea, și de asta aș vrea să vă cer și dumneavoastră părerea, pentru că dincolo de rigorile jobului și ale meseriei în general asociate cu opacitate, cum spuneți și dumneavoastră, este una dintre persoanele care a avut mereu în rarele apariții publice, cel puțin în funcția de șef SRI, un discurs sau un vocabular mai relaxat, mai ușor de înțeles pentru omul de rând. Nu vă contest, dar totuși aș adăuga că ceea ce a fost, să spunem, mai din registrul firescului în adresare. Da, firesc era cuvântul mai potrivit, nu-mi venea cuvântul firesc. A fost o formulare mai naturală față de oameni din asemenea funcții. Exact, deci modul mai firesc, mai natural al domnului Hellwig de a se exprima, l-aș defini în continuare în cadrul unui tip de discurs și de profil de personaj public mai degrabă riguros și reținut decât expansiv. Iar cele două discursuri despre care acum vorba trebuie privite separat, pentru că unul era un discurs al unui director în funcție și al doilea era un discurs la demisie. Tipologia discursurilor
fie interesant. Am putea colecționa asemenea discursuri și am putea vedea în ce mod mai calm, mai nervos, uneori supărați, alteori ușurați, permițându-și glume pe care nu și le erau active în funcție, cam ce lucruri de ăsta conțin discursurile de demisie. La discursul de acum era un discurs de director în funcție, dar nu un discurs în fața de exemplu conducerii unui personal BRI la un bilanț anual sau la un simpozion politic cu politicieni. Și asta trebuie avut în vedere, pentru că toate datele de conjunctură participă, nu-i așa, influențează discursul. Comentatorii publici au remarcat nu numai firescul de adresare, ci și ieșirea domnului Helvig din cadrele riguroase ale funcției. Are legătură cu vârsta sau tocmai cu profesionalismul? Poate că are a face nu cu vârsta, nici cu profesionalismul, ci cu perspectiva. Pentru că s-a observat atunci că și domnul Helvig, adresându-se adevărat studenților, s-a referit la starea țării și la foarte puțin timp secretarul general adjunct al NATO, potențial candidat din partea PSD, în timp ce domnul Helvig a fost numit la conducerea SRI ca politician PNL. Plană a ținut de asemenea un discurs public în care a făcut un fel de bilanț al stării națiunii. În ambele cazuri s-au ridicat niște sprâncene. Iată, uită, personaje importante cu profiluri consistente, pentru că iarăși fac referire la ce spuneam mai devreme. Politica e pe voturi și există și politicieni populiști și există și saltimbanci care câștigă alegeri. Dar într-o țară serioasă, într-o democrație stabilă și funcțională, și România este o democrație stabilă și funcțională, într-o țară membră în Uniunea Europeană, NATO, în conjunctura internațională actuală, sunt persoane cu greutate și cu influență în viața publică, persoane care se gândesc la soluțiile de continuare în date serioase, nu în date circărești, ca să spun așa, ale politicii. Deci putem interpreta, dar iarăși suntem și noi la rândul nostru pândiți de pericolul de, cum se spune, suprainterpretare. Poate că domnul Helvig încă de atunci era în discuții pentru eventuale poziții de viitor. E adevărat că discreția despre care vorbesc în cel privește totuși este puțin cam pentru un puțin cam? Exact acum s-a întrerupt. Este puțin cam? E puțin cam prea discret pentru un eventual candidat care să ceară voturi electoratului și unde e nevoie de un pic măcar de carismă, de atractivitate. Vom mai vedea. E un personaj interesant, acest domn Helvig. A fost un personaj interesant și cât timp a fost politician, până acum 8 ani și jumătate, un om de partid, un om de echipă, care nu părea să dorească să iasă în față, dar care a devenit din ce în ce mai util echipei de atunci a PNL, care era un partid foarte serios, foarte respectabil, după cum vedeți fac aluzie la prezent, dar nu vreau să mai intru acum într-o discuție despre actualul PNL. A ajuns un om important în structura internă a partidului, a ajuns ministru, cu minte, tăcut, riguros, s-a dovedit potrivit din moment ce a rezistat peste 8 ani și pentru asemenea funcție foarte importantă în statul român, în orice stat, în orice democrație, de director al principalului serviciu de informații. De aici înainte vom vedea. Mulțumim foarte mult, a fost domnul Ion Bogdan Lefter, consultant politic. Aș vrea să mergem mai departe la domnul Miroslav Tașcu Stavre. Bună ziua! Bună ziua! Astăzi au tot fost probleme cu sunetul, așa că vreau să verific întâi că ne auzim.
Aș vrea să vă întreb mai departe, în continuarea acestei discuții, dacă, așa cum spun deja mai multe voci, domnul Helvig ar merge către o continuare a carierei politice, credeți că va fi în fața camerelor, cum se spune, sau mai degrabă strateg în background? Da, doar timpul ne va dovedi dacă domnia sa are aspirații mai înalte și, într-adevăr, așa cum s-a discutat în spațiu public, PNL-ul își propune să utilizeze, dacă vreți, și experiența, și expertiza, și profesionalismul domnului Helvig în această direcție. Domnia sa, cum spunea domnul Lester ceva mai devreme, are totuși un profil de om moderat. Acum e adevărat că și prin natura funcției pe care a ocupat-o nu își putea permite să mai fie politician sau politicianul clasic. Rămâne un an important anul viitor și aș continua ceea ce spunea domnul Lester. PNL-ul pare să fie într-o criză de leadership. Acum nu știm dacă domnul Helvig va câștiga pe de-o parte suportul în cadrul partidului pentru o propunere, de ce nu pentru a ataca funcția prezidențială, sau dacă va fi poate folosit într-o altă formulă care să aducă PNL-ului un scor mai bun pentru alegerile, multiplele alegeri care urmează. Aș vrea să mai vorbim încă despre un subiect care este de asemenea foarte important pentru noi, legat de extern mai degrabă, despre spațiul Schengen. Spania, care spune că ar fi dispusă să extindă spațiul Schengen cu România și Bulgaria, nefiind totuși o prioritate acest lucru. Ce șanse credeți că avem, după ce am vorbit atâtea luni despre faptul că suntem pregătiți și că, într-un mod inexplicabil, Austria ne refuză acest drept? Da, am urmărit, nu, de la 1 iulie, Spania preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și în discursul premierului Sanchez, dar și în documentele legate de prioritățile agendei spaniole, s-a adus în discuție e un paragraf acolo legat și de spațiul Schengen. În același timp, între prioritățile Uniunii Europene, se discută foarte mult și despre securitatea frontierelor, despre chestiunea migranților, chestiune care a fost pe agenda Uniunii Europene sau a fost readusă pe agenda Uniunii Europene odată cu votul dat în Consiliu atunci când România și Bulgaria au fost, din păcate, lăsate afară. E important. E important la nivel de discurs politic, pentru că asta înseamnă că e posibil să avem din nou aduse pe agenda Consiliului, da, se face un calendar, practic 7 luni, încă dinaintea apelorii președinției, și asta înseamnă că e posibil ca acest subiect să intre pe agenda unui Consiliu Jaiș în președinția spaniolă. Dar sunt convins că acest lucru se va întâmpla doar după ce Austria va fi convinsă. Avem o veste bună. Bulgaria, știți foarte bine, avea un refuz formal și din partea Olandei și acest lucru s-a rezolvat la nivelul schimburilor diplomatice între cele două țări. Și rămâne sigur că da în continuare chestiunea austriacă. Și de ce e important? Pentru că, așa cum se știe, deciziile în cadrul Consiliului Uniunii Europene pe teme ce vizează politica externă, pe teme ce vizează justiția și afacerile în interne, avem în continuare acel vot în unanimitate. Deci un tip de decizie care e foarte greu de atins, nu doar în cazul acestei chestiuni pe care o discutăm, ci în general împiedică de multe ori Uniunea Europeană să avanseze în direcții pe care majoritatea statelor le propun. Sigur, asta presupune o reformă cumva mai profundă a modului de luare a deciziilor. Dacă la începutul construcției europene aveam 6, 9, 10 state,
acest consens era mai ușor de atins. Într-o Uniune cu 27, vă dați seama că e mult mai dificil. Acum rămâne, într-adevăr, ca în continuare canalele diplomatice să fie deschise, România să facă în continuare eforturi susținute pentru ca acest lucru, acest obiectiv, dacă vreți, al țării noastre, să fie atins. Și mă îndoiesc, sincer, că mai va putea fi împiedicată această extindere totală, de fapt, cu România și Bulgaria pe termen nelimitat. Adică și atunci România a forțat cumva intrarea pe agenda a subiectului și chiar dacă am avut un singur vot exprimat împotrivă, știm foarte bine că lucrul ăsta a generat insatisfacție nu numai în România și Bulgaria, dar și în state și în alte state membre. O să vedem cu toții, așteptăm și speranța moare ultima, să sperăm că totuși o să avem și un calendar cât mai curând, pentru că până nu avem un calendar, chiar știm foarte bine că nu avem practic despre ce să discutăm concret. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tașcu Stavre. Luăm o pauză de publicitate și revenim. Fostul șef al SRI Eduard Helvig a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor după demisia din funcție. În acest context, șeful statului a declarat că Helvig lasă în urmă o instituție reformată, pregătită structural pentru viitor, adaptabilă și suplă. Helvig și-a anunțat ieri demisia de la conducerea SRI și a spus că și-a atins obiectivele. Politologii sunt de părere că Helvig s-ar pregăti pentru o carieră politică. Iar astăzi Klaus Iohannis va promulga legile educației. Ceremonia de semnare a decretelor va avea loc la ora 17 la Palatul Cotroceni. Pe 22 mai, Senatul a adoptat în calitate de for decizional proiectele legilor învățământului preuniversitar și superior, însă parlamentarii USR și Forța Dreptei au sesizat Curtea Constituțională pe motiv că au găsit mai multe prevederi neconstituționale în cele două legi. Pe 21 iunie, Curtea a respins ca neîntemeiate sesizările opoziției cu unanimitate de voturi, iar legile au ajuns pentru promulgare la președintele Iohannis. Mircea Brudean a fost numit secretar general al guvernului. Premierul Marcel Ciolacu a decis ieri numirea lui Brudean la propunerea PNL. Decizia a fost luată după mai multe runde de discuții cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, și a fost deja publicată în Monitorul Oficial. Am văzut litoralul pregătit să primească turiști cu lucruri bune, foarte bune, dar și cu lucruri mai puțin bune, a declarat Radu Oprea, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News. Oprea a precizat că există un buget pentru promovarea turistică la minister de aproximativ 3 milioane de lei. Și tot la Prima News, președintele ANPC, Horia Alexandrescu, a declarat că a discutat cu Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, despre comerțul ambulant pe plajele de pe litoral. Momente emoționante în portul militar Constanța, nava școală Mircea, spectaculosul bric istoric cu peste 150 de marinari la bord, a plecat într-un nou voiaj pe mare. De data aceasta va străbate timp de 28 de zile 4 mări și va opri în 3 țări diferite. Știri externe acum. Rusia acuză Ucraina că a lansat un atac cu drone asupra Moscovei, relatează Reuters. Rușii susțin că cel puțin 3 drone au fost interceptate pe cerul capitalei ruse, inclusiv 2 la doar 30 de kilometri sud-vest de Kremlin. Activitatea pe aeroportul Vnukovo pare a fi perturbată. 20 de milioane de euro, acesta este bilanțul pagubelor provocate de violențele din ultimele zile asupra companiei de transport din Paris. 39 de autobuze în valoare de 350.000 de euro fiecare au fost arse în Île-de-France de la începutul revoltelor. Leandro De Niro Rodriguez, unul dintre nepoții actorului Robert De Niro, a murit la vârsta de 19 ani, a anunțat mama lui, Drena De Niro. Fiica cea mare a starului american nu a precizat însă cauza decesului fiului ei.
Iluce se întoarce la locul faptei, ar putea fi din nou pe bancă în Giuleș la 20 de ani după ce a luat titlul cu Rapid. Și după 5 titluri la rând, hegemonia CFR-ului a luat sfârșit cu un nou antrenor și un lot mult schimbat. Clujenii sunt gata să o ia de la capăt, chiar dacă clubul lor se confruntă cu multe probleme. Și meteo, vremea este din ce în ce mai călduroasă. În lunca Dunării și Bărăgan va fi caniculă, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și vestul Dobrogei, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. Am revenit în studio, unde o să discutăm la această oră despre concediile medicale, număr record în țara noastră. Invitații acestei ore sunt Vladimir Alexandrescu, purtătorul de cuvânt al INS, alături de mine în studio, de asemenea Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, Tudor Ciuhodaru, medic UPU Iași și europarlamentar, și Oana Botolan, specialist în resurse umane. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vreau să începem discuția cu un material pregătit de colegii mei de la Prima TV despre aceste cifre uluitoare, după care o să discutăm împreună acest subiect. În 2022 față de 2021 a scăzut numărul de concedii medicale cu 12%, însă acest număr este foarte mare dacă ținem cont de faptul că în 2021 era totuși pandemie. Sunt mulți români care și-au concediu medical și fără să fie nevoie de așa ceva. Anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii medicale la o populație de lucrativă de 6 milioane de români. Ar însemna vreo 140 de ani. De nemuncă în România. Sunt oameni care au nevoie de concedii medicale. Dar este evident că s-a abuzat de acest fenomen și vă anunț că este o datorie de anul trecut la concedii medicale de 6 miliarde de lei, respectiv 1,2 miliarde de euro. E clar că trebuie să ținem fenomenul ăsta sub control, pentru că discutăm de foarte mulți bani publici care se investesc aici. De fapt, nu știu dacă e o investiție, e o plată. Asta nu înseamnă că trebuie să cădem în cealaltă extremă, să interzicem în vreun fel acordarea de concedii medicale persoanelor care chiar au nevoie de concediu medical. Ministrul Sănătății a spus că în alte țări europene regulile sunt stricte și că oamenii nu pot profita de concediul medical. Există diverse variante financiare care descurajează o persoană să solicite concediu medical. Vă dau un exemplu. În Franța, de exemplu, prima zi de concediu medical nu este plătită. În ciuda acestor cifre, în curând românii își vor putea lua concediu medical mai ușor. Există o propunere legislativă înregistrată de curând în Parlament care prevede ca angajații care vor să-și ia concediu medical să nu mai aibă nevoie și toate venință de la patron. Pot să umblu zile în șir sau ore în șir după hârtii și birocrații care n-au nicio relevanță, care nu au niciun fel de susținere. Este adevărat că există aici Ministerul Sănătății, acel card de sănătate, există medicul de familie, există angajatorul și așa mai departe, dar pe tot firul acesta este important ca timpii, birocrația și tot ce înseamnă hârtii nefolositoare nimănui să dispară. În România, numărul celor care muncesc efectiv este în jur de 6 milioane de oameni. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate încearcă să găsească soluții acum, în așa fel încât angajații să nu-și mai ia concediu medical fără motiv. Am revenit în studio, cum spuneam, domnule Alexandrescu, avem aceste cifre care sunt într-adevăr cel puțin ciudate, nu doar enorme. Aș vrea să vă întreb, pe de o parte, și câți pacienți avem la un doctor, pentru că noi vorbim de mult aici la Prima News despre inclusiv ceea ce se numește deșertificarea serviciilor medicale. Este o contradicție, avem zone întregi neacoperite din punct de vedere medical, dar avem totuși această cifră record la concedii medicale. Cum se pupă, cum se spune, o informație cu cealaltă? În primul rând, cred că trebuie avut în vedere un factor care este determinant în orice sistem am discutat, respectiv ideea de echilibru. Fără echilibru între
factorii unui fenomen, acesta n-are niciun fel de șansă să fie unul sănătos și să conducă la bune rezultate. Lucru valabil și în ceea ce privește sistemul medical românesc și această cifră record de concedii medicale care a fost evocată și care constituie un prilej de îngrijorare pe foarte bună dreptate. În România, numărul de pacienți de locuitori care revin unui medic este la o valoare, să spunem, moderată, acceptabilă. În jur de 267 de pacienți potențial pentru un medic. Chestiunea este că sistemul nostru medical suferă de anumite disfuncționalități legate de amplasarea sa. Marea majoritate a unităților medicale sunt în zona urbană. Marea majoritate a personalului medical lucrează în această zonă. Ori România, după cum știm și recensământul recent ne-a arătat acest lucru, este încă o țară cu o pondere consistentă a populației rezidente în mediul rural. Rural, da. Peste 45%. Așadar, această medie de 267 de persoane la un medic rămâne o medie pe hârtie, de fapt. Este o medie statistică, dar ea, dacă intrăm în profunzimea analizei, ne permite să facem câteva niște observații foarte interesante, zic eu, referitoare la raportul medici-pacienți. În România avem aproximativ 71.000 de medici. Dintre aceștia, o mare parte sunt femei, deci peste 50.000 din cei 71.000 de medici sunt medici femei. În zona urbană, spuneam, lucrează marea lor majoritate, aproximativ 4/5, restul rămânând pentru zona rurală care este privată în felul acesta de serviciile imediate și care presupun pentru locuitorii de acolo deplasări în zonele urbane pentru a beneficia de servicii medicale. Deplasări care se întâmplă foarte rar în caz de urgență și doar dacă se poate, pentru că și la urgență oamenii rămân acasă dacă nu știu cum să ceară ajutorul cui, dacă n-are cine să-i ducă repede și n-ajunge vreo salvare. Deci o altă observație pe care aș face legat de medicii care sunt în România, există un echilibru din ce în ce mai pronunțat între cei care lucrează în medicina publică și cei care lucrează în mediul privat. Încă, într-adevăr, la ora actuală, între public și privat este un raport de 47.000 de medici în sistemul public și 24.000 în sistemul privat, deci ar fi 2/3 în sistemul public, 1/3 în sistemul privat. Dar dacă trecem la alte categorii de servicii medicale, în zona stomatologiei și în zona farmaciei, vom observa că acolo raporturile sunt total diferite. Dintre stomatologi, 21.000 la nivelul țării, 16.000 sunt în mediul urban, privat. Privat. Și doar aproape 5.000 în mediul public, iar dintre farmaciști, din 22.000 de farmaciști care activează în România, aproape 18.000 sunt în zona privată și doar tot așa aproximativ 5.000 în zona publică. Observăm că lucrurile sunt nuanțate, ele sunt într-o continuă evoluție și dacă o să ajungem și la capitolul dotări privat, public, o să putem constata că și acolo sunt evoluții care merită să fie punctate acum, când ele sunt la începutul lor. De data aceasta, spun de la început că este vorba de evoluții în sensul pozitiv, în aceea că dotările cu tehnologia avansată sunt din ce în ce mai numeroase și ele se fac în egală măsură, dacă nu chiar în mai mare măsură, în sistemul privat, ceea ce este firesc și ne apropie de modul de lucru, de activitate medicală din Europa avansată, din Europa vestică.
Am început cu aceste cifre, dar vreau să mergem acum cu ele împreună, să le discutăm cu domnul Daniel Coriu. Bună ziua încă o dată! Aceste cifre, cum spuneam, sunt pe hârtie, sunt adevărate, pentru că sunt niște medii ale studiilor luate după ceea ce se întâlnește în teren, în realitate, dar, pe de altă parte, realitatea ne arată că cifrele acestea sunt altfel împărțite, de fapt, în servicii medicale, în funcție de zonă. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce înseamnă acest lucru și cum corelăm cu aceste cifre legate de concediile medicale. Ce medici acordă concedii medicale, în ce zone, practic cum corelăm cifrele din statistici cu această realitate uimitoare a concediilor medicale din țara noastră? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Eu aș vrea să fac o corecție. INS-ul ne dă 71.000 de medici în 2022, în creștere cu 2.500. Din anumite motive pe care eu nu le înțeleg foarte bine, INS-ul a luat în calcul și cifra rezidenților, numărul de rezidenți, care mie nu mi se pare un lucru foarte corect. Datele noastre indică că în 2022 aveam 54.571 de medici cu liberă, aviz de liberă practică, deci medicii care lucrează efectiv. Nu cred că ar trebui să luăm în seamă medicii rezidenți care se află în program de învățământ pentru că ei nu se ocupă de pacienți. Deci aceasta este cifra reală. În 2022, 54.571, iar în acest an, în 2023, a crescut la 55.622 de medici cu aviz de liberă practică. Nu numărul este ceea ce ne îngrijorează pe noi, pentru că dacă ar fi să luăm facem o statistică, așa cum le place celor de la INSS, așa la o populație a României de 19 milioane, ar însemna cam 2,8-2,9 medici la 1000 de locuitori. Probabil dânsii dau 71.000 de medici ca să le crească undeva pe la 3,8. Le sună mai bine, sună mai bine în Observatorul European de Sănătate să dea 71.000 de medici. Mă rog, nu discutăm acest aspect, de ce e mai bine așa pentru dânsii. Deci undeva ar fi, în mod real, undeva pe la 2,8-2,9 medici la 1000 de locuitori. N-ar fi chiar foarte rău, ne-am apropiat de 3, care între 3 și 3,5 este media europeană. Ceea ce ne îngrijorează foarte mult este distribuția neomogenă, pentru că marea majoritate, jumătate din medici, acești medici sunt concentrați în zonele universitare. Vorbim de București, unde avem 7 medici la 1000 de locuitori, vorbim de Dolj, vorbim de Timiș, Cluj, Iași și Mureș. Deci în aceste zone se află jumătate din medicii României. Legat de a doua întrebare cu concediile medicale, eu nu pot să apreciez dacă e mult, dacă e puțin. În general, un medic când are în față un pacient și are o boală care trebuie să dea concediu medical, atunci va da. Nu știu dacă este exagerări, nu pot să spun acest lucru, dar cu certitudine Casa Națională de Asigurări și Ministerul Sănătății are instrumente de control. Trebuie să facă cumva să controleze dacă aceste cifre sunt corecte și, exact cum spune domnul ministru, să descurajeze. Cumva trebuie să găsească aceste mecanisme ca lucrurile să meargă spre un echilibru. Da, este important de văzut. Autoritățile au anunțat deja verificări în legătură cu felul cum au fost acordate. Mai este un reper, este o scădere de 12% față de 2021, dar 2021 a fost și el foarte influențat de pandemie, deci acest număr al concediilor medicale în mare parte are legătură cu pandemia. Cum de apar în continuare după pandemie aproape la fel de multe concedii medicale, 12% nu este foarte mult când vorbim de aceste cifre. Asta ar putea fi interesant și poate domnul Cihodaru, Tudor Cihodaru, ne poate spune mai mult despre interacțiunea directă sau întâlnirea concretă dintre medic și pacient. Cum se acordă un concediu medical? Teoretic, da, când ești bolnav, te duci la doctor și dacă el consideră necesar, îți dă acest concediu medical. Stai acasă pentru tratament. Dar știm și cazuri cu toții în care cineva, din diverse motive,
nu vrea să meargă la lucru și obține un concediu medical și asta este o realitate pe care o cunoaștem și despre asta aș vrea să vă întreb, când un pacient cere concediu medical, în ce formă are loc dialogul și cum se acordă? Cât de ușor este să dai un concediu medical care nu este de fapt unul real bazat pe o boală? Domnule Ciuhodaru, nu ne auzim. Domnule Coriu, tot la dumneavoastră mă întorc cu această întrebare, pentru că sunteți direct implicați și dumneavoastră în acest proces medical. Câte cazuri auziți că... Nu este ușor să faci așa ceva, înseamnă un fals. Nu trebuie să facem lucruri atât de simple. A elibera un concediu medical, cel puțin într-un spital, înseamnă să faci o foaie de observație, înseamnă să pacientul vine la tine cu motiv, vine la tine trimis de medicul de familie și tu trebuie să argumentezi un diagnostic. Nu se poate face un fals atât de grosolan și apoi să se și elibereze un concediu medical formal. Deci este foarte delicată situația. Eu cred că aici Ministerul Sănătății și Casa ar trebui să intervine nu atât pe control, ci pe descurajare. Ideea domnului ministru de a face ca prima zi să fie plătită de pacient sau în alte țări există coplată. Poate acesta ar exista, ar fi un instrument de descurajare. Nu cred că controlul va rezolva, pentru că eu sunt convins că un coleg, un medic care a eliberat un concediu medical a avut dovezi foarte serioase. Pentru că acestea sunt controlabile, sunt reproductibile. Adică nu pot să zic că eu dau și eu un concediu, doar că dau un concediu. Acest lucru este de neacceptat. Dar este greu să dai un concediu medical pe motiv de răceală, să spunem, o infecție virală, o gripă? Răceala, simpla răceală, dacă îl pune pe pacient în imposibilitatea de a desfășura activitatea, este un motiv de a da un concediu medical pentru o zi, dar două. Mă gândesc la scuzele posibile pentru concedii în care omul nu este de fapt bolnav. Cât de ușor este să dai și cât este de ușor verificabil, mai ales peste o lună, două, nouă, că acea răceală a existat sau nu. Luăm un exemplu ușor, că poate or fi și alte concedii medicale acordate fără boală pe diagnostice poate mai grave decât o simplă răceală. Eu nu pot să comentez ce fac al colegii. Eu pot să comentez ceea ce fac eu și ceea ce se întâmplă la mine în spital. Acest lucru nu este posibil. Înseamnă a falsifica documente. Da, exact. De asta este atât de gravă ideea. Da, exact. Înseamnă mai mult decât un simplu act formal. Înseamnă mai mult. În spate înseamnă o adevărată construcție falsă de documente false. Lucru care eu nu cred, nu aș putea să accept că un profesionist, un medic ar face acest lucru. Sunteți dacă foarte optimist acum. Îmi și pare rău să vă contrazic, dar după ce am văzut atâta vaccinare la chiuvetă, mi se pare că asta e o chestiune mai ușor de făcut chiar. Cu scuzele de rigoare, dar știți și dumneavoastră ca și noi discuțiile dintre oameni. Eu vorbesc de modul ideal. Deci acei oameni care fac acest lucru nu sunt profesioniști. Asta era concluzia. Ei ar trebui eliminat din sistem. Deci dacă se dovedește acest lucru, este deja o faptă penală. Deci față de acești oameni nu cred că ar trebui să avem cumva niciun fel de milă, niciun fel de compasiune. Ei ar trebui eliminat din sistem. Pentru că, da, iată, aparent ajuți între ghilimele pe cineva, dar de fapt compromiți întregul act medical și toată credibilitatea nu doar a ta, ci și a celorlalți colegi de breaslă. Despre asta vorbim. Într-adevăr, să compromite breasla. Corect, aveți dreptate. Aș vrea să mergem și la Oana. Cum vede angajatorul o hârtie de concediu medical? Cât de suspicios este dacă intervin mai multe concedii medicale unul după altul, nu știu, într-o perioadă relativ scurtă, nu știu care ar fi această perioadă în care concediu medical este acceptabil sau nu? Și cum poate pune sau nu la îndoială angajatorul veridicitatea unui astfel de document? Da, mulțumesc pentru întrebare. Ideea este că ascultam aici atentă. Eu pot să răspund din punctul de vedere al companiilor din mediul privat, unde de ani de zile acest mit al concediilor medicale vara
sau primăvara când e sezon de însămânțare sau de cules sau, da? Deci aceste realități există de foarte mulți ani și ce se întâmplă în ultimii ani buni este că angajatorii fac eforturi constante de a descuraja astfel de practici. Exact cum spuneau și domnii doctori, în ultima perioadă, statistic vorbind, e foarte greu să existe fals în acte. Și realmente un concediu medical fals este o faptă penală. Și asta e veste bună. Asta este o veste bună că este greu de făcut, da. Pentru că nu cred că este om în țara asta să nu fie auzit măcar o dată pe cineva că și-a luat medical pentru că avea nevoie pentru altceva. Da, da, e un mit, adică da. o să devină în foarte scurt timp un mit. Sigur că da, statistic vorbind, în atâtea în atâtea milioane de oameni și atâtea milioane de cazuri și atâtea zeci de mii de doctori, Doamne, normal că vor exista uscături și cazuri extraordinare, dar statistic vorbind, este din ce în ce mai greu să se întâmple acest lucru. Și să nu mai vorbim de faptul că angajatorii au același interes, ei nu-și doresc să încurajeze ci din concediile medicale, ci din contră, și atunci au venit cu foarte multe abordări, cu foarte multe măsuri care să descurajeze. Cum ar fi? Exact, cum ar fi? Vorbim despre zile libere pentru probleme personale pe an. Sunt industrii în care 10 zile pe an, 8 zile pe an, 6 zile pe an poți să lipsești doar anunțând angajatorul, fără să ai nevoie de un certificat de concediu medical. Pur și simplu, ai avut nevoie să mergi să-ți rezolvi probleme personale sau nu te-ai simțit bine, dar nu te-ai dus la medic. Nu e atât de rău încât să fie de concediu medical. Și în consecință, astfel de practici există bonus. Da, asta e un exemplu. Da? Deci zile pentru nevoi personale. Un alt exemplu sunt bonusuri și prime pentru lipsa concediilor medicale într-o anumită perioadă de timp, de vârf de producție, de exemplu. Da, deci există foarte mult, iar flexibilizarea condițiilor de muncă la care asistăm în ultimul timp, din nou vine să descurajeze astfel de practici, care, repet, oricum, din punct de vedere legal, sunt foarte dificil în momentul de față. Trebuie să mergi cu cardul de pacient, trebuie înregistrat cardul la medicul de familie când îți dă concediu medical. Angajatorul poate să te verifice, da? Există tot felul de variante. Deci, de asta spun că riscurile sunt atât de mari încât, statistic vorbind, nu prea merită. Și am tot studiat, acum profan recunosc, singurele statistici pe care le facem noi sunt studiile salariale, dar așa din pur utilizator al serviciilor medicale din România. Mă uitam la numărul acesta pe care despre care tot citesc că e record, că e foarte mare de zile de concediu medical. Sigur că, dar doar că în 2022, totuși pandemia, sigur, a scăzut foarte mult, dar încă am senzația, de aici domnii doctori știu mai bine, am senzația că încă era acea regulă cu 7 zile acasă concediu medical, deci poate că și de aici vine acest număr ridicat de zile de concediu. Adică nu-mi dau seama dacă într-adevăr, pentru că nu am văzut statisticile de dinainte de pandemie. Dacă înainte de pandemie, nu știu, cifrele ne arată că sunt 5 milioane de zile de concediu și acum sunt 8 milioane, da, e mult. Dar, nu știu, în 2019-2018 recunosc că n-am apucat să le verific. Aș vrea să mai merg puțin la domnul Daniel Coriu și să mai vedem un aspect. Câte din aceste concedii medicale au legătură cu bolile copiilor pentru care părinții sunt nevoiți să stea acasă? Ce procent am putea estima dacă nu avem o cifră exactă, domnule doctor?
Nu pot să estimez, nu am astfel de date, dar sunt convins că Casa Națională are astfel de date, poate ar trebui să le facă publice, pentru că ar trebui cumva să vedem care sunt prescriptorii care dau aceste concedii medicale. Aici statistica este ușor de făcut, pentru că Casa are un sistem electronic, SIUI, unde se poate face în câteva zile, ai multe statistică foarte clară și vom vedea care sunt medicii care, să spunem, dau mai multe concedii medicale. Acest lucru se poate face și eu nu încurajez ideea aceasta de a merge la un control, de a trimite corpul de control să descurajeze. Poate acolo era un fapt medical, dar în schimb, dacă se constată un singur caz care este fraudulos, deja este caz penal și atunci nu mai intră în atribuțiile noastre, ci acolo sunt organele competente care trebuie să rezolve această problemă. Vorbim de înscrisuri false și cred că niciun medic din această țară nu ar trebui, spun că nu ar trebui, nu știu dacă se întâmplă, dar spun că nu ar trebui să-și asume o astfel de responsabilitate. Înscrisuri false înseamnă deja o sancțiune penală. Mă gândesc că dacă ar funcționa bine și dacă ar, și sistemul cu cardurile, care știm cât de des se blochează și ce erori mai dă și așa mai departe, și dacă am avea într-adevăr un sistem medical complet digitalizat, dincolo discuțiile despre datele personale, faptul că aceste date medicale ar fi disponibile instantaneu în orice loc din țară, la orice fel de nevoie medicală, poate și asta ar contribui la o descurajare a minciunilor și a falsurilor din acest domeniu sau din acest punct de vedere al concediilor medicale. Cât de mult v-ar ajuta pe dumneavoastră ca medici ca sistemul să funcționeze, pe de-o parte, cel actual al cardurilor mai bine și să avem acest sistem integrat despre care vorbim, dar care nu pare să se arate prea curând? Ne-ar ajuta foarte mult. Deci trebuie să recunoaștem că acest sistem informatic integrat este de real folos, să știți. Aceste statistici pot fi obținute de Casa Națională. Nu este o problemă. Sistemul este încă funcțional. Are și pauze. Este un sistem bătrân deja. Are cel puțin 10 ani sau 15 ani de utilizare. Și Casa Națională ne-a promis că în câțiva ani să avem un nou sistem. Era momentul să regândim un sistem nou, modern. Cu certitudine, digitalizarea ne va aduce un mare progres, ne va ușura munca. În rest, legat de accesul la datele cu caracter personal, acolo trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu este chiar o problemă de neglijat, este o problemă care trebuie să fie dezbătută public, pentru că nu este simplu și nu este bine ca oricine să aibă acces la datele cu caracter personal, mai ales dacă vorbim de instituții care nu sunt foarte bine securizate. O să aprofundăm acest subiect după pauza de publicitate, pentru că sigur ar rezolva multe chestiuni care acum sunt asociate blocajelor și birocrației. Așadar, revenim în câteva momente. Am revenit în studio și continuăm discuția despre concedii, servicii medicale. În România sunt multe probleme legate de acest domeniu. S-a alăturat discuției noastre și domnul dr. Tudor Cihodaru de la Iași. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Dumneavoastră, cum vi se pare această cifră, 8 milioane de concedii medicale la 6 milioane de oameni care lucrează? Veridică, exagerată? Nu știu, aici trebuie făcut o analiză foarte clară. Deci dacă datele sunt în concordanță cu ce se întâmplă prin alte țări europene și ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți, nu aș pune mari semne de întrebare. Dar pe de altă parte, nu e rău să fie și o analiză pe un astfel de domeniu, că acum, fără să fim răuvăitori, există și știm foarte bine anumite zone, anumite persoane care solicită în mod repetat astfel de concedii medicale și de ce să nu spunem iar lucrurilor pe nume, care le se acordă cu foarte, foarte, foarte mare ușurință.
Apropo de modalitățile de abordare și de acordare acestor concedii, am fost dintre cei care nu au agreat eliberarea lor prin unitățile de primire a urgențelor. Vă dați seama că este o avalanșă de persoane care ajung la unitățile de primire a urgențelor și la noi la Iași, pentru că doar vor concediu medical care ar putea să fie eliberat, poate cu o verificare mai amplă apropo de statutul, să zicem, profesional al persoanei respective. Pe de altă parte, trebuie să făcut o analiză. Când s-au eliberat, cui s-au eliberat, de cine au fost eliberate și în ce condiții și dacă datele medicale corespundeau, iar nu este niciun fel de problemă. Iar dacă vorbeam despre faptul că ar trebui făcut acea poliție a concediilor medicale, aia mi se pare de noaptea minții. Deci nu știu unde mai există așa ceva pe lumea asta, eventual să-i căutăm cu bâta pe acasă ca pe potențial infractori, iar cred că resursele pentru a verifica acest cum lucru... Cum s-ar putea verifica? Ia gândiți-vă, vă dau un exemplu, să zicem că un profesor sau un medic chirurg are o întorsă de pumn care îi fac imposibil activitatea. Trebuie să legați cu lanțul de colțul patului să stea în casă, n-are voie să ducă să-și cumpere medicamente, mâncare, să facă proceduri de recuperare. Aici o abordare coerentă ar trebui să facă acest lucru. Și mai avem o mare problemă din punctul meu de vedere. Poate sunt multe concedii medicale în România. Asta înseamnă pe de-o parte că avem și un statut și o speranță de viață și o anumită patologie care nu e neapărat aceeași cu în alte țări europene. Iar ceea ce spuneam eu, că avem două bariere de depășit, cea educațională și cea economică în ceea ce înseamnă accesul la îngrijiri medicale, sper să se fi realizat. Haideți să vă dau și o veste bună. Am reușit ca de pe 1 iulie și sper să se țină odată și odată de acest lucru. Tot ceea ce înseamnă servicii de prevenție să fie decontate chiar peste acel plafon, în așa fel încât să diagnostichezi la timp, să previi, să tratez și să nu fie nevoie neapărat de atât de multe zile de concedii medicale și de asistență de acest tip și de recuperare. Iar pe de altă parte, gândiți-vă că aici este într-adevăr problema esențială. Educația pentru sănătate, un mic capitol făcut în plus la orele de biologie, așa cum propun de 14 ani, stă proiectul de lege în Parlamentul României, dar să știți că o rezolv prin Comisia de Sănătate a Parlamentului European, face diferența dintre astfel de lucruri și inclusiv prezentarea la medicul de familie care să-ți facă o riscogramă, să fie o harta riscurilor pe care le presupune starea ta de sănătate și să-ți ofere soluții, inclusiv pe diagnostic precoce și soluții de ceea ce ar trebui să faci, poate face ca aceste zile de concediu medical să fie mai puține în contextul în care, într-adevăr, ameliorez starea de sănătate a cetățenilor. Dacă nu, aici, deci aici sunt semnele de întrebare. Poate există zone de abuz, punctual. Poate sunt zone în care lucrurile acestea au fost făcute așa cum nu trebuie și atunci vorbim despre fraudă și fals. Dar n-aș generaliza acest lucru și aș vrea să o vedem și o analiză clară, punctual, pe cadre medicale, pe pacienți, se poate face cu mare ușurință dacă sistemul acela informatic funcționează, în așa fel încât să vedem că probabil cei mai mulți dintre pacienți nu au niciun fel de problemă și își meritau aceste concedii medicale, dar s-ar putea să existe aceste zone de gri, de cerușiu, de infracțional, care ar trebui să fie eliminate și rezolvate. Exact despre asta vorbeam puțin mai devreme cu domnul Daniel Coriu, despre cum ar merge cardurile mai bine, știm câte probleme, câte blocaje sunt, dacă am avea acel sistem integrat, digitalizat de date medicale, cu protecția datelor personale, bineînțeles, ce s-ar putea schimba din acest punct de vedere? Am putea verifica mai bine dacă aceste concedii sunt date corect sau nu? Ori asta nu poate fi verificat decât, nu știu în ce mod, concret, direct, împreună cu medicul și pacientul? Pentru că la o răceală sau la boli mai simple despre care vorbeam mai devreme, un abces, nu știu, în câteva săptămâni nu mai ai cum să verifici. Deci, haideți să nu-i considerăm nici pe pacient, nici pe medici, pe toți infractori. Dar, în schimb, dacă facem... Evident. Știți că deja suntem... suntem deja la nivelul Comisiei de Sănătate a Parlamentului European de a elabora acel spațiu al datelor medicale. Gândiți-vă că dacă ești casă de asigurări de sănătate, poți să pui o semnalizare. De exemplu, pe pacientul Ciuhodan. În momentul în care sunt multiple concedii medicale pe aceeași patologie sau pe patologii diferite, se depășește un anumit număr de zile, el poate fi un semnal de a
eliberate eventual de același cabinet, de același doctor, poate fi un semnal de avertizare și care să ceară o justificare din punctul de vedere al acordării unor astfel de zile de concediu medical. Că acces sau neacces, există totuși niște date medicale, să fac niște investigații, ele sunt consemnate, se trece pentru un laborator, adică face o radiografie, fac o acces pulmonar, deci nu sunt picate din cer, dar v-am zis, din punctul meu de vedere, n-aș considera niciodată a priori pacientul sau doctorul infractor, ci aș merge pe o semnalizare clară și eventual poate există zone cu anumită patologie. Și în această dimineață, să știți că mergeam la 6 spre Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, am aflat și eu de la Agenția Europeană că Iasul este cel mai poluat oraș din România. Vă dați seama? E și din unul din cele mai poluate orașe din Uniunea Europeană. Păi, mă aștept ca acest context mai poluat decât Parisul și Madridul la un loc. Întreb și eu din acest punct de vedere. Mă pot aștepta ca într-o astfel de zonă să fie anumite tipuri de patologii, da. Cea respiratorie, cancere, alergii, așa că nu m-ar surprinde dacă ar fi mai multe concedii medicale pe o astfel de patologie în zona Iașului și aici autoritățile pentru că ar trebui să facă ceva, că nu e de suportat o astfel de situație și să vedem că ce se poate face în așa fel încât în zonele în care ai o harta patologiei, puncte cheie, să faci ca lucrurile acestea să fie corectate. Eu zic că mecanisme de control există fără aia cu poliția la ușă, că aia vine dintr-o lume care nu mi-aș dori să mai văd vreodată și a avea date medicale concrete. Un spațiu vrea să vă mai întreb... dosar electronic. Da, exact. Dosarele astea despre care vorbim, care să fie disponibile și ușor accesibile. Aș vrea să vă mai întreb din aceste concedii medicale, domnul Coriu nu a spus că nu știe sau nu are cifre exacte, dacă putem ști sau aproxima câte din concediile medicale sunt ale unor părinți care stau acasă pentru că au copii bolnavi. Cât de mult atârnă în această cifră balanța acestei categorii de concedii medicale? Știm? Nu știu dacă putem aprecia acest lucru, dar din punctul meu de vedere, așa am mai spus-o încă o dată, să știți că Parlamentul a dezvoltat un proiect de lege pe care îl pusesem pentru situațiile acelea de calamități naturale. Se întâmpla să mingă, să nu poată merge părinții și copiii la școală, să se ducă copiii la școală. Deci, din punctul ăsta de vedere, ce faci cu copilul? Cui îl lăși? Că n-ai cu cine. Iar în momentul de față, acest proiect care a trecut pentru anumite situații și a fost de extins în perioada COVID-ului, coronavirusului, ar trebui să fie făcut și pentru aceste situații, că nu ai alte variante. Sunt țări europene care se permit acest lucru, se specifică clar, există corelații între patologia copilului și ce câte zile libere își poate lua părintele, există diverse diferențe între această abordare la nivel european, dar eu cred că ar trebui să găsim o soluție pentru așa ceva, că e chiar crâncea. Copilul este bolnav, nu e de nici de internat, nu-l poți lăsa acasă, nu vine nimeni să stea cu el, bunicii, părinții nu sunt disponibili și ce faci? Dar aici este, dacă vreți, undeva la dincolo de legalitate sau la limita legii, dar lucrurile ar trebui să fie cu altă abordare în așa fel încât să nu se creeze niciun fel de suspiciuni. Din punctul meu de vedere, părinții ar trebui să aibă măcar unul dreptul să stea cu copilul bolnav acasă, în așa fel încât să poată fi monitorizat, să-i se poate asigura tratamentul și să nu apară alt gen de probleme. Suntem în aceeași emisiune sau în același dialog cu Ana Botolan și vorbeam mai devreme despre angajatorii care pot fi suspicioși dacă un angajat ia concedii medicale repetate. Și aș vrea să eventual să aveți o discuție împreună, mai avem undeva la 2-3 minute maximum, despre cum se poate recunoaște un concediu medical real de unul inventat. Întotdeauna va ști, scuze domnul doctor, dar întotdeauna angajatorul va bănui, angajatorul va avea informații din echipa omului cu pricina. Și de asta spuneam că nu este o practică, nu mai este o practică la fel de des răspândită aceasta de concediu medical pentru motive inventate. Nu prea se mai poate. Odată că nu se mai poate și că nu te lasă sistemele și da, toată procedura, pe de altă parte, pentru că și angajatorii fac eforturi în tot ceea ce se menționa mai devreme. Educație legată de sănătate, prevenție, abonamente la clinici private pentru tot ceea ce înseamnă prevenție, analize anuale,
și așa mai departe. Adică și în aceste condiții, oamenii nu abuzează de acest lucru. Sigur că da, probabil, nu probabil, sigur, un procent din totalul concediilor medicale dintr-o companie sunt un procent de, nu știu, peste 10% sunt concedii medicale luate de părinți pentru a avea grijă de copilul răcit, bolnav de acasă. Dar este firesc acest lucru și chiar se încurajează, cum spuneam și mai devreme. Adică angajatorii tocmai asta încearcă, să îi ajute pe angajații proprii să poată lucra flexibil, să poată să aibă grijă de copilul răcit, să poată să lucreze de acasă dacă au o răceală, fără să trebuiască să-și ia concediu medical, da? Deci, chiar dacă ar avea dreptul, să zicem. Deci, lucrurile sunt corelate și, în mod evident, fenomenul de abuz, potențial abuz, eu sunt absolut ferm convinsă că este minimizat și că este într-o scădere drastică. Deci suspiciunile domnului Ciolacu și revolta domniei sale sunt nejustificate, să înțelegem. Până la cifre noi, sincer, cred că e doar o tristețe legată de suma foarte mare datorată de la bugetul de stat. Dar, sincer, adică atât timp cât nu vedem cifrele de dinainte de 2019, nu vedem cât procentual sunt părinți care au dreptul să stea cu copilul răcit, toate aceste informații, sigur, 8 milioane de zile versus de concedii medicale versus 6 milioane de persoane în câmpul muncii, da, pare o cifră mare, pare o cifră mare, dar atâta timp cât nu compari mere cu mere, cred că e doar o cifră. Domnule Cehodaru, 30 de secunde mai avem. 30 de secunde. Cred că trebuie și aici făcut o reformă foarte clară și urmărite datele reale. Într-adevăr, analiza trebuie făcută punctual, dar eu pot să vă spun că pot să-i depistez cu mare ușurință. Adică cel care este în concediu medical, că nu știu ce-l doare spatele și-l găsește în concediu pe la mare, este într-adevăr o situație pe care am mai văzut-o. Iar pe de altă parte, să nu uităm că de multe ori, apropo de evaluare, am o multitudine de situații în care sunt colegi care nu pot face gărs, că au câte o afecțiune descoperită așa pe aici, pe acolo, dar în schimb poate să vină foarte bine la muncă și să-și facă activitatea. Gărzi, nu activitatea, da, vorbim despre aceeași activitate. Adică lucrurile acestea trebuie verificate, corelate, raportat la sume, ele sunt importante, dar văzut cine le merită, cine nu le merită, iar din punctul meu de vedere, tot ce înseamnă mamă, copil, asistență pe acest lucru nici n-ar trebui să intre în discuție. Și ar fi cel mai simplu pas să se dea de la o parte, că eu n-am dat la asta de la Casa de Asigurări de Sănătate și presupun că nici dumneavoastră nu le aveți, dat la o parte ce înseamnă părinte care a stat acasă cu copilul. Este simplu de văzut câți părinți au avut copii bolnavi și câți dintre ei au avut concedii medicale din această mare de concedii medicale, dar căutat punctual acolo unde există într-adevăr agregări de concedii pe o anumită persoană în anumite condiții sau eliberate la un medic, e foarte simplu, mai dar doar să vrea să facă cineva acest lucru. Cine greșește trebuie să plătească, dar haide să nu-i condamnăm pe toți pacienții și pe toți medicii din România, că practic am vrut să vedem dacă domnul Ciolacu are dreptate să fie atât de suspicios, pentru că a vorbit pe un ton foarte revoltat. Aș fi vrut să mai vorbim puțin cu domnul Alexandru, dar nu mai avem timp, despre cât de ușor este să verifici aceste lucruri. Dumneavoastră lucrați cu cifrele și cu statisticile, dar vă promit că la o altă discuție o să intrăm mai mult în detaliu pe aceste lucruri, pentru că iară vorbim de cifre pe care nu le avem complete, despre imagini care nu ne arată lucrurile în detaliu, cifre care ne arată mai mult medii teoretice și cu toții știm în ce stare suntem când vorbim de serviciile medicale. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Eu sunt Raluca Alhadad. În scurt timp, la 12, colegul meu, Andrei Gheorghe, vine aici la Prima News și vorbește despre eliminarea facilităților fiscale pentru acele categorii despre care știm și despre 15 noi centre de colectare a legumelor înființate de Ministerul Agriculturii. Andrei! Bun găsit! Pentru început aș vrea să precizez din capul locului poziția Prima News. Prima News susține eliminarea tuturor facilităților fiscale, indiferent de domeniu. Practic să fie o taxare unică, să nu existe anumite domenii privilegiate din acest punct de vedere. O să explicăm și o să analizăm toate efectele acestor măsuri. O să ascultăm declarațiile de presă ale liderilor politici.
litigi din ultima perioadă. Și pe partea a doua discutăm despre hrană, despre mâncare, despre acele centre de colectare care vor funcționa prin Casa de Comerț Unirea, devenită mai nou un soi de broker pe zona asta a agriculturii, departe de proiectul inițial care ar fi trebuit să fie Casa de Comerț Unirea, practic un aprozar al statului. O să dezbatem ambele subiecte începând cu ora 12. Vă aștept! Mulțumesc, Andrei. Noi ne revedem mâine dimineață la 9 fix aici pe Prima News. Rămâneți cu mine!